ședință de Consiliu Local ordinar cu următoarea ordine de zi. Pe care o rugăm pe doamna Luzica să președinte de ședință să citească. Înainte de ordinea de zi, supunem la procesul verbal. Păi asta voiam să spun eu. La doamna secretară trebuie să facă. De la ședințele anterioare. Așa e procesul. Și supuneți la vot procesul verbal. Știi, doamna. Și apoi doamna președinte să înceapă. Restul probabil că doi suntem... Vin acum. Vin toți, nu? Da. Ne lăsăm că însemnarea prezenței putem face și la sfârșit. Să se consultăm cu ceilalți, voi când vine. Și acum ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Burabăi pe anul 2016. 2. Proiect de hotărâre privind închiderea contului de exercițiu pentru anul 2016. Proiect de hotărâre privind acordarea de premii bănești unor elevi din Comuna Burabăi care au obținut rezultate deosebite la olimpiade școlare. 4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență pentru domnii Andronache, Gelu și Stinca Ionel. Da. Și proiect de hotărâri privind scoaterea din funcție casarea și valorificarea mijloacelor mobile auto Renault și Mobira. Proiect de hotărâri privind mandatarea primarului Comunii Burabăi de a realiza întocmi raportul de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului Comunii Burabăi pentru activitatea desfășurată în anul 2015. Diverse, dar mai este proiectul ăsta cu aprobarea contractului cadru. Dar trebuie suplimentată ordinea de zi. Da. Păi asta voiam să... Dacă se poate suplimenta ordinea de zi cu proiectul cadru, aprobarea contractului cadru pentru agenții economice, instituțiile publice și asociația de dezvoltare intercomunitară pentru salubrizare Bacău. Supunem la vot ordinea de zi. Supunem la vot ordinea de zi. Și acum cu suplimentarea. Și acum suplimentarea. Supunem la vot. Am citit proiectul. Primul proiect. Rectificarea bugetului local al Comunei Burabăi în 2016. Domnul contabil. Prin adresele numărul 739, 738 și 37, Direcția Finanțelor Publice ne-a aprobat suplimentarea cu sume la următoarele capitole. La 11.02.02, sume din TVA pentru cheltuieli personal de învățământ, suma de 159.000 de lei. La capitol 11.02.02, tichete sociale pentru grădiniță, suma de 25.000 de lei. În urma virării sumelor de către AFIR de la investiția drum comunal 111C Dumbrava, s-au mai suplimentat cu suma de 57.433 la capitolul 420220 și suma de 118.161 lei la capitolul 4504, sume FADR. Propunerile executivului pentru cheltuirea acestor sume sunt următoarele. Capitolul 6502, învățământ, cheltuielile de personal, suma de 159.000 de lei, cheltuieli materiale, suma de 3.700 lei pentru burse olimpici, cheltuieli privind tichetele sociale pentru grădiniță, suma de 25.000 de lei și virarea sumei de 15.000 de lei din, la cheltuieli de personal din trimestru 4 în trimestru 1, conform adresei finanțelor publice. Capitolul 6702. Cultură, suma de 150.000 de lei la investiția Cămin Cultural Sat Dubrava. La capitolul 6802, asistență socială, suma de 4.000 de lei pentru ajutoarele de urgență și la capitolul 8402, drumuri, suma de 17.894 lei pentru achiziția de sort pentru drumuri. În cazul aprobării rectificării, bugetul de anul 2016 și lista de investiții se vor prezenta conform anexelor.
În urma discuțiilor avute ieri în comisie, s-a diminuat cu suma, s-au propus diminuarea cu suma de 1.300 lei la capitolul drumuri, achiziție sort și suplimentarea cu aceeași sumă la burse olimpici, făcându-se suma de 5.000 de lei pentru bursele la olimpici. În ceea ce privește avizarea acestui proiect de hotărâre de către Comisia de Buget, noi venim, în cadrul Comisiei, am venit cu un amendament, așa cum a precizat și domnul contabil, să suplimentăm cu 1.300 la burse pentru olimpici, să facem suma de 5.000 de lei, se vor lua de la drumuri din 17.894 și va rămâne pentru drumuri, deci achiziții sort, 16.594. Este bine că s-a pus această problemă, facem precizarea că rezultatele anul acesta la olimpiadele școlare sunt destul de bune, au depășit toate așteptările. Avem o elevă de la clasa 7-a care va reprezenta la faza națională a Olimpiadei de Română județul Bacău, deci a obținut la Olimpiada de la limba română la județ cea mai mare medie, deci 117 puncte din 120. Este o realizare deosebită. De asemenea, mai sunt în desfășurare unele probe olimpice la diferite obiecte, așa încât această sumă, deși o avem prinsă într-un alt proiect de hotărâre repartizată, noi vom veni cu propunerea atunci când vom supune în dezbatere acest proiect, ca suma de 5.000 să o repartizăm după ce se desfășoară toate fazele acestor olimpiade. Pe 16 aprilie se desfășoară la București faza națională Olimpiadei de Română și, așa cum am precizat, eleva de la noi din școală, de la Duravăi, a Ștefanei Denisa, reprezintă județul Bacău, este o mândrie pentru școala noastră, de asemenea nu putem nega și rolul cadrului didactic, doamna Rusu Lucia, care a pregătit-o. Cred că atunci când se va întocmi proiectul de hotărâre pentru premiere, vom lăsa Consiliul Profesoral să stabilească criteriile, Consiliul de Administrație să avizeze criteriile stabilite privind acordarea premiilor și, sigur, și pe lângă premierea elevilor și profesorul care a pregătit această elevă pentru Olimpiada Națională, sigur, va trebui și ea stimulată, așa cum se procedează peste tot. Așteptăm rezultatele pe 16 aprilie la faza națională. Noi suntem convinși că eleva se va prezenta bine și, așa cum a obținut rezultatul acesta deosebit la județ, sigur, și la faza națională, ea va confirma că este o elevă bine pregătită. Vă supunem, deci, acest amendament să-l votați și considerăm că este un stimulent pentru activitățile viitoare. Nu, vreau să mai adaug eu, pentru că a apărut modificarea, vreau să mai specific faptul că nu au fost prinși toți elevii olimpici în proiectul de hotărâre și de aceea am mărit și suma și propun o amânare a premierii elevilor, pentru că nu toate olimpiadele s-au desfășurat. Vineri abia s-au desfășurat la clasele 1-4 și mi se pare discriminatoriu să dăm numai pentru 5-8, iar 1-4 să nu beneficieze. Deci propunerea să amânăm premierea. Când trecem la punctul 3. Deci, noi avem pe ordinea de zi un proiect în care ar trebui să aprobăm sumele pe ele. Acel proiect o să, când îi va veni rândul să-l dezbatem, îl vom amâna cu altă de ocazie. Deci supunem la vot buget. Buget, da. Cu amendamentul. Proiectul hotărâre privind închiderea contului de execuții pentru anul 2015. Domnul Contabil? În cadrul materialului pus la dispoziție către domnii consilieri, aveți raportul de specialitate și anexele
la raport bilanțul, contul de rezultat patrimonial, veniturile și excedentele bugetului local, contul de execuție buget local la 31.12.2015 venituri, contul de execuție buget local la 31.12 cheltuieli, contul de execuție buget venituri proprii la 31.12, cont de execuție venituri proprii cheltuieli la 31.12.2015, contul de execuție buget local la 31.12 emis de trezorerie Onești și adresa Direcției Finanțelor numărul 336 din 29.01.2016. În concordanță cu prevederile 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, propun redactarea unui proiect de hotărâre spre aprobarea contului de execuție al bugetului local comuna Gurăvăi la data de 31.12.2015, conform anexelor și prezentului raport. Sunt întrebări? Bun. Domnul contar, să-i pun o întrebare. Câți bani mai avem de încasat de la drumuri? La drumul la Dumbrava? De la fir 0 lei, e prins în propunerea de rectificare întreaga sumă, care la proiectul discutat anterior. Deci e 118? 118 plus 524. Deci asta e suma primită de la AFIR, întreaga sumă eligibilă. Deci 57.433 plus 118.161. Da, da. E suma eligibilă. Drumul total a costat 360.000. Da. Restul a fost neeligibil, suportat de bugetul local. Da. Neeligibil în contract primat, parcă era în jur de 102.000. E fără TVA. Deci, conform devizului general, suma eligibilă de contată, asta e care... Păi în cazul ăsta înseamnă că contribuția Consiliului Local a fost aproape de 50%. Nu. Greșit. Și vă informați, domnul contabil, greșit. Eligibil a fost 2.700.000, din care 1.000.000 s-a retras scrisoarea de garanție bancară. A omis domnul contabil. Am primit-o anul trecut. Da. Deci 2.775.000.000 eligibil, decontat de afiliat, dintre care 1.000.000 care au fost dat scrisoarea de garanție bancară, că au fost în două trase. Am dat hotărârea de Consiliu. Domnul contabil a omis să vă informeze. Eligibil 2.775.000.000 extras de cont bancar primit de la afiliat. Bun. Okay. Cum s-a încheiat anul financiar, pe plus, pe minus? Pe plus am stabilit în proiectul de hotărâri de la începutul anului suma care am prins-o la investiții cu proiect de hotărâri. Ai intrat cu datorii în 2016, mai cu facturi de plătit din 2015. Deci am mai venit după ianuarie la curent. Deci facturi curente. Curent. Rest, restanți înainte, din decembrie, noiembrie, nimic? Nu. Ce-i bine. Răspuns care îl dau eu, pe domnul contabil, bănuiesc că emoții. N-am avut 5.500.000 în fonduri. Păi dacă am avut 5.500.000, asta înseamnă că am avut pe profit, cu exercițiu bugetar, fără nicio datorie, 0-0 pe linie, și 5.500.000 în fonduri rumene. 5 miliarde pentru Cămin Dumbrava, 500 de milioane pentru Ghici Gurăvăi. Răspuns corect, domnul contabil, da? Să punem la vot, dacă nu mai este nimic. Proiect de hotărâre privind acordarea de premii Bănesc în elevi din comuna Gurăvăi, care au obținut rezultat deosebit la olimpiada școlară. Eu ar fi bine făcut o adresă din partea Consiliului Local, prin care să împuternicim Consiliul Profesoral să stabilească criteriile în baza cărora se vor acorda premiile. Au participat la multe specialități, și ele din la învățământul primar și de la gimnazial. Dar fiind o activitate strictă a învățământului, eu zic că printr-o adresă să solicitați tabelul cu elevii și criteriile să le stabilească Consiliul Profesoral. Iar acest proiect să-l amânăm și să-l dezbatem după ce se termină
toate olimpiadele. Asta e propunerea pe care o fac eu. Deci să nu îl mai supunem în dezbatere. Să-l amânăm. Chiar vă rog pe dumneavoastră, domnule. Doamna, domnul primar, eu am zis o adresă oficial din partea Consiliului Local. O adresă din partea Consiliului Local în care să fie împuternicit Consiliul de Administrație al Școlii pentru a stabili tabelul cu elevii care urmează să primească suma care este acolo. Noi am acordat 5.000 de RON, ei să hotărască care sunt... Și să nu uităm că eu... Da, să amânăm după ce se termină toate olimpiadele. Dar să puneți la vot ca să... Scuzați-mă, amânarea. Să fie consemnat. Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență pentru domnii Andronache, Gelu și Iftinca Ionel. Aici iau eu cuvântul. La în doar câteva fraze, sunt e o situație deosebită cu acești oameni. Unul dintre ei a avut un accident, are un picior tăiat de tot. Și unul are în aparat cu șurubul și va fi greu, nu se știe dacă îi salvează piciorul. Familie cu mai mulți copii, de la Dumbrava, Gelu Andronache, și familia Iftinca din Temelia. Este inuman ca noi să ne ajutăm în condiții în care nu au nici cel mai mic venit. Rugăm și cred că la sentimentul dumneavoastră să aprobăm un ajutor de urgență. Sunt cazuri deosebite la care nimeni dintre noi n-a vrea să... sau de care nimeni dintre noi n-a vrea să avem parte. Păi supunem la vot. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune casarea și valorificarea mijloacelor în mobilie, auto, mobilă. Aici tot eu așa. Era materiale, de ce vreți să scoateți? Da. Nu rugăm. Avem două mașini. Să le două mașini. Dar materialul aveți. Doar două fraze. Avem un Renault Megane din curte. Efectiv, este păcat că sunt mașini vechi, de peste 12 ani. Stau aici și numai să zicem că avem mașini în curte, nu se pot folosi deocamdată. S-a făcut o expertiză tehnică, o evaluare. Au o valoare care se va scoate la licitație, în funcție de doritori, în funcție de ofertele primite, le scoatem la licitație cu respectarea legii. Oricine poate să vină să liciteze, să le cumpere, cu acei bănuți, în primul rând, facem ceva, sau măcar scăpăm de ele din curte să putem face ceva. Da. Votat în unanimitate. Mergem mai departe. Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului Comunei Gurăvăi de a realiza întocmirea raportului de evaluare a performanțelor profesionale individuale are secretarul Comunei Gurăvăi pentru activitate de performanță în anul 2015. Materialul l-am mai avut. Dați-mi voie să... Faptul că la nivelul Consiliului Local nu avem comisie juridică, este clar că acest material a fost dezbătut în toate comisiile, dar fiind solicitarea noastră, gândesc că ar fi bine să ascultăm oficial punctul noastră de vedere la nivelul Consiliului. Este o treabă mai delicată și e bine să o prezentați noastră și apoi fiecare comisie... Oricum, comisiile au dat aviz acestui proiect. Deci, toate comisiile au dat aviz, să fie despărțit. Da. Pare un pic mai spinoasă această problemă. Am aplicat-o de mai multe ori. Dar am să vorbesc cu inima, să mă ascultați tot cu inima. Cred la ora actuală, și o spun cu toată responsabilitatea, că primăriei Gurăvăi chiar îi lipsește un secretar cu demnitate. Am argumente clare și ferme. Procese enorm de multe s-au pierdut datorită incapacității sau poate devierilor de comportament ale domnului secretar. Mi-asum responsabilitatea. Am acte clare și ieri a fost poliția, va fi un dosar penal și cred că se va derula. Nu îmi doresc așa ceva, n-am avut ce face. Am fost nevoit să urmez ultima casă.
sincer vă spun, în perioada imediat următoare vor veni chiar și de la poliție răspunsurile corecte. Și-a permis să modifice în registrul de intrări și în cea mai mică, așa cum să vă mai spun, n-a avut cel mai mic bun simț. A șters cu creionul corectorul și a modificat. Și-a permis lucruri care nicăieri în lume nu este posibil să se întâmple. Nu vă spun, a apărat pe Gugonel Vasile, cumnatul meu, cu antentul primăriei în procesul cu Boțari. Scrie, poate gura voie, cabinet primar. Caracterele pe calculatorul domnului secretar, le-am atent, n-am vrut să le aduc aici, v-am spus de că se pot verifica, le-am dat și la poliție și subsemnatul Gugonel Vasile apără, deci că o să apere instituția, îl apără pe Gugonel Vasile și a câștigat Gugonel Vasile cu consiliere, poate pe bună dreptate, așa stabilit instanța, apără că e perimată și prescrisă. Cine trebuia să pună în execuție decizia Curții de Conturi din 2007-2010? Secretar. Nu le-a pus la tipul respectiv, apără consilierii, nu plătesc consilierii, suma trebuie recuperată. Nu poți apăra și instituția și consilierii. Trebuie să te dai de o singură parte. Nu se poate să apere pe mătăsarul împotriva instituției. Sunt caractere de pe calculatorul care au ajuns la poliție, de pe calculatorul domnului secretar, cum îl apără pe mătăsarul. Adică nu poți, ca eu să merg în instanță să apăr instituția, domnul secretar, cu detalii din instituție, apără partea adversă. Sunt multe. Nu v-aș spune și n-ar vrea să trec, că n-am anotat, este înregistrat. De câte ori l-am dus acasă într-o stare deplorabilă. Numai ca să apăr instituția. De multe ori chiar am fost judecat că nu am luat măsuri mai dure, că de-a lungul timpului am acceptat. În arhiva primăriei am găsit chiar și de la fostul domn primar pasul, când i-au dat de satisfăcător, cum l-au prins beat cu raport de la poliție, de la domnul Moroșan, de la Leru, când l-au găsit beat și nu mai știu. Ce vă mai pot spune? De fiecare dată, când a venit Curtea de Conturi, a fugit și a făcut hârtie că pleacă 2 ani. Și pentru domnul Pascu, un an. Când a fost mai greu instituției, a făcut hârtie că pleacă un an de zile. Acum iar e greu. Când a venit ANFP-ul, a plecat. M-a lăsat acolo, bătând din buze. Oamenii au venit la București chemați să rezolve probleme instituției. M-a lăsat acolo de unul singur. Intră în birou, a pus sigile acolo și mă uitam. Ca orice om la rafturile acolo, fără să am acces la acte. Nu se poate continua pe această linie. Pentru cei care n-au dragoste față de instituție, chiar îi rog să renunțe, să știe că la un moment dat cetățenii doresc altfel. Consider și mi-asum responsabilitatea că nu mai este unul care să primească calificativ cum primea până acum de foarte bine, că-i prietenul nostru sau ne-a ajutat într-o anumită conjunctură. Ne-a ajutat odată, dar îngropat instituția de 10 ori în noroi și am trebuit, știți cam cum este vorba aia, arunc un o piatră, 10 deștepți trebuie să scoată. V-aș citi doar atât din atribuțiile secretarului. Avizează de legalitate dispozițiile primarului. Am luat decizii de unul singur. M-am dus la înalta curte de casație justiție, m-am apărat de unul singur, trebuia să meargă cu mine la București, n-am avut avocat. M-a lăsat de unul singur și m-am dus singur. Repartizează corespondența. El modifică în registrul de corespondență, nu o repartizează. Comunică maxim în 10 zile la prefectură și la Consiliul de Țean, hotărâre de Consiliul Local. Vă informez, sunt act în primărie, v-am informat și la ședința din urmă, că domnul secretar, din noiembrie, și era deja data de 8 ianuarie, nu trimisese nicio dispoziție a Consiliului Local. Iar sunt acte în primărie, care le-am dat la poliție. La finalul anului, noi aveam 84 de hotărâri date, una pe data de 24 decembrie, dânsul a încheiat caietul de dispoziții cu 83. 84 la dânsul nu mai era. Nu este vina mea. Iar încă doamna Eleanu are aici, a început un caiet de procese verbale de ședință, l-a terminat prin una lui mai, când eu conveni lui, și a început altul nenumerotat, neșurnuruit, rupt,
scris ca la gară. Sincer, nu se poate continua cu asemenea indisciplină. Datorită faptului că de-a lungul timpului n-a luat decizii corecte și în spiritul legii, primăria a pierdut foarte mulți bani. Consider că este și normal, așa cum spune și legea administrației publice, să mandatați primarul. Eu știu cât am tras ca această instituție să meargă mai departe. Am să vă mai spun și vă rog foarte bine să credeți că, foarte mult așa, să credeți că chiar sunt un om cu responsabilitate. 150 de procese cu casele de la Rotunda au fost puse greșit pe rolul instanțelor de judecată. Datorită acțiunii greșite făcute de domnul secretar în condiții, când n-aveam atunci nici consilier juridic și nici cabinet de avocatură angajat, acele procese au venit, că era procedura greșită, au venit înapoi și am pierdut o sumă de bani imensă. Prin un an și ceva s-a pierdut chiria la casele la Rotunda. Da. Deci, credeți că la un moment dat, chiar dacă are clipiri de geniu, devierile comportamentale ale dânsului nu-i mai permit să primească calificativul foarte bine sau bine care l-am dat în anii trecuți. Știți că și anul trecut am tot ridicat problema domnului secretar. Anul ăsta o pun cu pregnanță. Este timpul ca primăria Gura-Voiei să aibă un om cu responsabilitate care să concilieze juridic toți salariații primăriei și să dea un aviz de legalitate conform legilor și normelor în vigoare. Calificativul este normal, așa cum spune și legea, să-l dea primarul. Vă rog să mă mandatați, la fel ca și la celelalte primării, pe mine, ca primar, să dau calificativul. Eu sunt cel care, de multe ori am plâns, când n-am putut să-mi duc la îndeplinire unele obligații datorită domnului secretar. Asta e tot ce am putut să vă spun. Da, cine s-a scris la cuvânt? Referitor la mandatarea domnului primar pentru realizarea și împlinirea raportului de evaluare a performanțelor profesionale ale domnului secretar, dumneavoastră ne-ați adus aici doar numai un proiect de hotărâre, dar trebuia să ne aduceți o anexă care este standard pentru toți secretarii de comună, pe care dumneavoastră nu ne-ați pus-o ca material aici, în schimb ați completat-o, ați trimis-o mai departe și sunteți în litigiu cu domnul secretar Coboriș Petri. Așa că noi ne abținem de la a vota deocamdată mandatarea dumneavoastră pentru evaluarea pe care deja ați făcut-o fără acordul Consiliului Local. Atât. Domnul vicepreședinte. Suntem la capitolul secretar. Deocamdată secretarul este în concediu, voi fără plată. Acel concediu fără plată a fost aprobat de către conducătorul instituției. Ca să-l judecăm pe secretar în lipsă, mi se pare ceva rușinos sau ceva ne la locul lui. Nu poți condamna un om care este în lipsă. A doua, exact cum spunea și doamna Enache, pe fondul Tribunalului Bacău există dosarul 436/110/2016 cu ultima modificare pe 9/2/2016 în contencios administrativ fiscal, administrativ, anulare act administrativ, raport de evaluare a performanțelor personale individuale a secretarului comunei pentru perioada 1/1/2015, 31/12/2015. Deci pentru ceea ce stăm acum. Părți. Numele. Coboriș Petre, reclamant. Mihalcea Valerică, primarul comunei Gura-Voiei, părât. Deci atâta timp cât există un proces pe rol, părerea mea este, lăsăm instanța să se pronunțe. Judecătorul va da sentința pe care noi suntem obligați pe urmă să o respectăm. Să o respectăm. Chiar nici tribunalul nu începe un proces când lipsește una din părți. Îi trimite a doua citație sau pe urmă îl obligă cu jandarmeria să vină la proces.
Da, vă mulțumesc pentru ce ați raportul de evaluare pe care l-am găsit. Secundă, să-i dau domnul Antochi răspuns. Una, l-am invitat pe domnul secretar la ședința de astăzi, am scrisoare cu confirmare de primire. Atât de mult respect a avut față de instituție, că la fel ca de fiecare dată, îl vedeți prezent cumva, nu, vorbă. Având în vedere ce spuneți dumneavoastră cu procesul, pe rol ăla n-avea cum să fie. El l-a făcut, că n-are ce face când stă acasă. O secundă, mi-a aștept un răspuns. Site-ul site. Dar nu putea fi un proces corect, că l-a intentat. Atât timp cât nu i-am dat. El a avut o informație din primărie, că eu în ianuarie i-am făcut un raport de evaluare care am avut de gând să-l pun în ședința de ianuarie, că așa era normal, pe 12 ianuarie. Cineva i-a spus, gata, eu și-l evaluat. Putea să mă dea în judecată cât noi nu l-am evaluat, cât nu m-ați mandatat. El a dat așa înainte, la plesneală, că legea spune cuvântul, s-au convins mai mulți. Că nimeni nu-și mai permite ilegalități, se vor mai convinge și de acum încolo. Nu, e mandat. Dar ce, cu ce m-a dat? Dacă eu vin astăzi să vă cer mandatarea primarului, că am făcut un raport de evaluare, l-am făcut în ianuarie, că așa spune legea, dar nu l-am supus hotărârii Consiliului Local. Cu ce mă dă în judecată? Că dumneavoastră vă contrazice sigur. Eu atunci vă rog altceva. Dați dumneavoastră calificativul primar. Nu mă mandatați pe mine. Dacă considerați că este un secretar eminent, eu o să vă rog să rezolvați problemele împreună cu el. Lăsați-i să dăm noi, neseptându-i așa. Și atunci dați-i dumneavoastră. Dăm neseci. Păi, dar de ce nu-i dați dumneavoastră, domnule? Păi, de ce nu mă mandatați pe mine? Dar cum să mă dea în judecată când eu nu i-am? Dumneavoastră, cum interpretați legea? Mă dă în judecată când vrea el, n-ar ce face. Eu așa nu pot. Dați-i dumneavoastră. Păi, conștiința fiecăruia. Să vă arăt proces verbal de ședință în care din șase proiecte pe ordinea de zi, domnul de acolo, șase proiecte de ordinea de zi, să scoateți doamna Daniel, Dana, șase proiecte pe ordinea de zi, două au dispărut la final. N-am mai scris acolo. Proiectul al cincilea, al șaselea, cât era de bia. Păi ce vreți să vă mai spun la o dată? Scrieți dumneavoastră în locul lui cu așa primar? Nu se poate continua. Deci cu așa primar, eu ca primar nu mai vreau să continui cu așa secretar. Nu se poate. Vrem ca instituția să funcționeze, să nu ne râde lumea. Păi femeia asta a luat acasă, s-a făcut materiale și zice, Dumnezeu știe, s-a readaptat din mers. Păi acum? Acum vine, acum pleacă, o pun secretar, la două săptămâni vine înapoi, ce e aici? Nu e la stână, fraților. Ori luăm o decizie, ori dacă nu, vă spun sincer, o să-l trimit pe secretar la dumneavoastră să rezolvi problemele acasă. Dacă considerați că în fiecare zi când vine cineva să mă consilieze, eu trebuie să apelez la cine? Sunt la Hilegiu, ca disperatul, sunt la Onești, domnule, cum este bine? Sunăm pe la alt secretar de comună. Adică să privim problemele cu responsabilitate. Considerați că aveți vreo obligație față de dânsul, asumați-vă și răspunderea. Restul, cu asta n-am spus ce faceți. N-am mai făcut nicio problemă, sunt vreo șapte numai care le-am făcut ultimele zile. Dar deja vin de urmă. Procesul ăsta este pe rol. Vă întreb astăzi. Așteptăm. Dar vă întreb o dată, domnul viceprimar. A spus o dată. Da. Eu vă spun astăzi. Da. Așteptăm rezultatul. Dar ce așteptați ăla? I-am dat calificativul, el ar trebui de acum încolo să mă dea în judecată. Nu am o întrebare, că se contrazic. Mă judică cu ce mă judică? Doamna Dana este secretară din ianuarie, da? O întrebare și vă rog să o scrieți în procesul verbal. Ați trimis vreo hotărâre prin care domnul primar a fost mandatat să dea calificativ? Dacă nu s-a discutat... Deci vă rog să specificați în procesul verbal să scriți. Dacă ați trimis vreo hotărâre către prefectură cu așa ceva. Așa dacă întreținem discuții pe baza unei hârtii, că avem visaia, și eu pot să-l dau mâine în judecată pe domnul... Vici că nu n-am. Fără să n-am nimic. Nu, luați seama că aveți hârtia, e normal. Aveți hârtia. Păi da, n-avea fii proiect hotărâri, n-avea semnat. În momentul când, dacă Dan a fost secretară și spune că... De-aia și-a spus prin proces verbal, că nu e nicio hotărâre prin care o mandatat primarul să-i dea calificativ. Consiliul Local nu se poate opune unei hotărâri judecătorești. Așteptăm hotărârea judecătorească și pe urmă nu avem decât să-l înfiem pe secretar. Chiar nu mă... Dar chiar n-am nimic, eu chiar l-am ținut la el. Există un raport de evaluare cu număr de registrare. Nu pe care nu e raportul ăsta de evaluare. Nu produs, doamne, efecte. Eu eram obligat ca... Dar nu, domnul primar, n-a fost prezentat. Dar nu trebuie.
eu i-am dat raportul atunci în ianuarie. Sunt obligat conform legii în luna lui ianuarie să fac raportul secretarului. L-am făcut, dar nu am încercat să fac în ordinea de zi. Atunci domnul Pastor se grăbește, am amânat. Cu ce m-a dat în judecată? Dacă n-am supus proiectul de hotărâre, cu ce m-a dat în judecată? Cu vragnea de pe gar, cu ce m-a dat? Deci discuția aici este, dacă nu este proiect de hotărâre. Păi, dar, cu ce m-a dat în judecată? Și Dana și asumă când spune că nu s-a dat nimic. Că i-a transmis tot, nu? Domnule, avem proiectul de hotărâre. Eu am ținut la el, l-am învățat, dar am vorbit cu el de atâtea ori. Eu n-am, nici că nu m-a făcut nici rău, nici nu vreau să-l... Dar e păcat de el că... Ce își face, domnul noi? Domnul Gaman, într-adevăr, noi consilierii avem o ședință, două sau trei, dacă sunt și extraordinare, cu domnul secretar lucrăm mult mai puțin. Am ascultat părerea domnului primar, aș vrea să ascult și părerea domnului viceprimar, chiar a domnului contabil și a colegilor care lucrează zi de zi cu dânsul. Ca să informăm și noi o părere despre domnul secretar. Noi, consilierii, nu venim în fiecare zi în primărie să vedem ce face, a venit în stare de ebrietate, n-a venit, își face treaba, nu știu ce face. Să fim informați. Am ascultat părerea executivului, a domnul primar. Să ascultăm și premieră părerea domnului viceprimar și al domnului contabil, eventual colegii din primărie, să informăm și noi o părere așa. Noi ce am văzut în ședință? Sau de părerea domnului primar? Dar între atâția ani de zile dumneavoastră, de ce nu i-ați dat un avertisment ceva? Anul trecut am vrut să dau un satisfăcător. S-au pus iar consilierii. Să mai dăm o șansă. Așa este domnul Cipotaru. Așa este domnul Panțăru. Anul trecut am vrut să-i mai dați o șansă. Câte șanse ai mai dat? I-a dat domnul Pașcu 8 ani de zile s-a mâncat plămânii cu el. Câte șanse ai mai dat? Bun. Mai ce mai Să-l ascultăm pe domnul. Nu cred că fiecare consilier are de reproșat atât de mult acestui secretar. Pentru munca pe care a depus-o pentru noi ca virgulă consilier, da? Pentru funcția de secretar al comunii, la anumite gafe care le-a făcut acest secretar și probabil că a făcut le-a făcut cu acceptul conducerii primăriei. Cu al dumneavoastră, domnul viceprimar, nu ați încărat acasă, nu eu. Domnul primar, eu nu știu unde stă. Păi nu ți-a dat cu mașina. Eu l-am dus acasă cu mașina dumneavoastră. Sunt cu Vasiliu, următorul vorbim. Care e Vasiliu, domnul primar? Dar vă rog frumos, deci n-a băut la mine. Deci acest secretar a fost dus la Trivales. I s-a dat de băut, l-a adus în primărie să facă hârtii, să semneze, pe urmă l-a pus pachet și l-a dus la Răcăuți. Acest secretar îi se aduce de gogonel, îi se aduce băutură acolo în primărie, îi se dă, îi face hârtii acolo și așa mai departe. Domnul primar, la activitatea secretarului mă refer. La activitatea secretarului. Deci acest secretar, dacă a făcut niște gafe, a făcut niște gafe cu acordul conducerii primăriei. Da. Vă rog frumos. Asta o spuneți dumneavoastră. Să vă spune că s-a pierdut procesul cu Vasiliu la DPP. Hârtie și este la domnul secretar. Am găsit-o acolo, da? I-am dat-o de zis atât de secretar. Trebuie să se transmită la judecătorie doar atât. Hotărârea de Consiliu Local cu suspendarea DPP-ului, cu referatul, cu proiectul de hotărâre și raportul motivator. Domnul secretar a primit sația să le transmită. Credeți că la tribunal la Bacău se găsește vreo hârtie depusă de domnul secretar? Nu. De ce? Fiindcă influențe din stânga mea, cum să-l dai lui Vasiliu? Pa, așa au rămas. Și s-a pierdut, domnule. Nu l-a transmis. Nu le-a transmis domnul secretar. Dacă nu le-a transmis la judecătorie, pe ce să judece? Nu există, am fost și am verificat eu. Nu e nicio hârtie trimisă. L-ați înțeles? Care noi am aprobat. Este, da. Dar dacă nu l-a transmis la judecătorie, revenim. Dacă n-a transmis acele hârtii, cu ce să mă apere pe mine? Da, eu îmi pun problema exact cum a spus domnul Fici, că el a făcut neregulile cu ajutorul conducerii primăriei. Dar cine este executivul și conduce această primărie, domnul Fici? Primar, viceprimar, domn contabil și secretar. Citim și organigrama.
Păi dar nu și dumneavoastră trebuie să-mi conduci, că domnul are condiții. Și apropo de... Deci apropo de... Apropo de procesul cu DPD-ul. Dacă vă aduceți aminte, la această tablă, în momentul când s-a aprobat dizolvarea voluntară a societății, v-am scris cele două capitole, da? Ce înseamnă dizolvare voluntară, ce înseamnă dizolvare judiciară, da? Și era vorba de trei hârtii care sunt duse la trei instituții. La Registrul Comerțului, la Finanțe și la asta, Trezorărie. Acele hârtii nu s-a dus. De când avem noi angajata avocată? Avem de 2 ani de zile angajata domnul contabil. Un an și două luni. Adică nu avem angajat... Eu n-am și două luni, domnul. Vă dau răspunsul eu, domnul contabil, nu are curajul să vă răspundem. În 2015 s-a avut avocat? De ce nu are curajul? Noi discutăm de 2013. Noi discutăm de 2013, domnul. Așa. Procesul s-a derulat în 2014. În 2014, domnul primar, mințiți. În 2014-2015, când am avut avocată, și vreau să vă spun, citiți, vă rog frumos, aducă asta... de la tribunal, de la hârtie, la tribunal de acolo, dosarul, să vedeți, nu s-a prezentat, deci nu s-a prezentat nimeni la acest proces. Și ca să vă demonstrez că mințiți, domnule primar, vă aduc acum hârtia și mă așteptați 5 minute și vă aduc hârtia acum, înregistrată de dumneavoastră, pe care pe acești consilieri i-ați mințit, că a spus că drumul la rotundă, datorită dumneavoastră, l-ați amânat pe un an de zile, este? V-a spus că este anulat? Este amânat pe un an de zile, da? Ei, în... Cum se cheamă la proces? Motivare. În motivarea procesului, scrie clar și înregistrat de domnul primar, scrie clar că PIN s-a amânat pentru perioada de un an de zile, că nu s-a prezentat la proces. V-a dus scris. Aduceți. O secundă, revin eu, că domnul viceprimar fabulează. Unu, ca să lămurim o problemă. Cu DPP-ul. Noi am desfințat. Cu DPP-ul nu discutați în lipsa mea. Vă rog, da. Vă rog frumos. Da. Așteptăm. Este a treia oară când domnul primar propune... DPP-ul nu cea privat. Nu înțeleg. DPP-ul este a privat privată? Așa spuneți, domnule, ce-am spus. Domnul Vasiliu, domnule, lasă-l să vină și el aici, domnule, că-i mai bine așa. Lasă-l să vină. DPP-ul e copilul domnului apoi, când s-a doar. Păi falimentam prima reacție că te-am cu DPP-ul până acum. El vinea cu factorul de 200 de milioane, a terminat Antojit și lua banii ăștia cu basculanta mea, cu buldo meu. Dacă nu l-am decizia să te desfințez, eram falimentar, n-aveam de să mai dau salarii. Stăteați un bețuic acolo la țeapeu și spuneați, domnule, trebuie să-mi plătești salarii, Vasiliu. Păi dacă e prietenul lui, o duc la prietenul lui. Ați fost de acord cu toții și nu cred că trebuie să mai intrăm în subiect. Păi da? Da. Dar n-au spus cum e? Pentru că am spus atunci, toți și-a spus că trebuie un moment foarte bine. Bă, Felicit, că a fost cea mai deșteaptă. Eu am spus că nu votez. Și atunci acum votez. DPP-ul. DPP-ul era copilul domnul Antoche, acum nu mai copilul, ia mic. Eu n-am, dar nu mai am spus că domnul Vasiliu. Nu mai am spus că a doua oară este introdus pe ordinea de zi. Un proiect de hotărâre care domnul primar solicită să realizăm evaluarea performanțelor profesionale. Eu și la ședința în care ne-a propus prima dată acest proiect, am arătat că la articolul 1, deci vă putem acorda acest drept legal al dumneavoastră, dar trebuie neapărat să existe și o anexă în care să cuprindă criteriile de evaluare ale performanțelor profesionale. Numai un pic, domnule. Acele criterii, domnul, dar dați voie, numai un pic, să-mi ies un lucru. Nu vă informați unii pe alții, este altă problemă. Mă lăsați să spun multe. Doamna Dan, o da la mai mult. Eu dau la domnul Antoi, eu dau la crezărat că sunt lider de grup. Nu sunt numele asta, a spus că sunt prea multe lipici. Caietul pentru ziua de azi, vă spun eu, care dure 100 și ceva de pagini, pentru fiecare. 100 de pagini mulțit și 15 consilieri, înseamnă topul. Deci rămâneți la... Problema este că la raportul ăsta se scrie, dar el merge la...
Păi și care doresc? Așa un pic, nu, domnul... Aici, în... Haideți să auzim părerea domnului. În criterii, dumneavoastră aveți stabilit aici 15 criterii. Eu am luat ca reper modul cum s-au făcut evaluările și la alte comune, și la municipiul Botoșani, la șaga din județul Neamț. Deci, criteriile la cele două consilii locale se regăsesc, sunt cam identice. Domnul Barbu, citiți-o de asta. Deci revenind la cele 15 criterii de evaluare, noi regăsim noi. O aveți pe 4, a 5, a 2005, figura 3, primăria. Secretarul la care dați dumneavoastră. Oleg, să o citeți până la urmă. O să vorbesc? Deci dezbatem cu domnul secretar sau cu deputat. Sau le facem pe amândouă. Că... Dar proiectul de hotărâre se referă la secretar. Și după ce terminăm cu secretarul, eu zic, luăm și cu DPP-ul. La diverse. Secretarul la diverse? Da. Deci revin la cele 15 criterii pe care, dincolo sunt mai câte 10, să știți. Da, în sfârșit. E clar că dacă aceste criterii erau și la primul proiect, când la prima solicitare, nu, făceam observațiile atunci. Aveam aici un obiectiv în care eu consider că domnul secretar nu se regăsește. Și anume, domnul primar, organizarea, îndrumarea, coordonarea și verificarea compartimentelor, îmbunătățirea organizării interne. Bun, el are calitatea de șef de birou. Atât, da? Da, acest îndrumarea, coordonarea și compartimentului. El îndrumă, nu intră în atribuțiunile primarului, îndrumarea și coordonarea compartimentelor și a șefilor de servicii. Intră în atribuțiunile secretarului să coordoneze el activitatea compartimentelor. Întreb! Eu gândesc că nu găsesc acest obiectiv la cele două consilii locale, Botoșan și... Păi da, nu vedeți că astea două sunt la fel și asta nu mai este la fel? Păi scos da, alt anex. Asta ar fi o problemă. Apoi, deci cu acest obiectiv nu sunt de acord. Deci nu se regăsește în activitatea secretarului să coordoneze compartimentele de activitate din primărie, pentru că nu este șef de birou. Aceasta o face primarul. Și cam atât. Restul o fac la nivelul șefilor de birou. De asta am întrebat dacă e șef de birou. Deci, mă lăsați să vă spun punctul de vedere. Gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre Consiliul Local și primar. La ce fel de proceduri administrative? La ce se referă? Ce trebuie să facă? Data Consiliului Local, semnul Consiliului Local. Deci i-ați dat nota 1, dar eu nu am, în 2015, când am fost convocat de 12 ori la ședințele ordinare, intră în atribuțiunile secretarului să convoace Consiliul Local prin adrese. Eu am primit aceste adrese. Nu știu dacă domnii consilieri le-au primit. De fiecare dată. Deci nu poți... Adică, domnul, stați așa un pic. Deci ceea ce este legat de relația secretar-consilier, Consiliul Local. Eu nu mă refer la celelalte. Nu? Distribuirea și urmărirea rezolvării corespunzătoare, asta e treaba dumneavoastră. De examinarea cazurilor de neîntocmire și nesoluționare la termen a documentelor, asta e tot a dumneavoastră. Pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii Consiliului Local. Domnule, eu știu că ședințele, nu putem spune că au fost perfecte, este clar. Dar nu poți să-i dai nota 1. Dacă îi dai nota 1 pentru 12 ședințe de Consiliu Local, înseamnă că noi nu am avut nicio hotărâre pe masă. Au fost toate eronate. Vei și te întrebi, domnule, aceste hotărâri, proiecte de hotărâri, au devenit hotărâri și au fost trimise la cabinetul juridic, la prefectură. Au fost respinse, aveți în evidență câte hotărâri au fost respinse, când una sau două le-am revocat noi, dacă vă aduceți aminte. Vreo 5, vă spun eu. Vreo 5, dar eu gândesc că totuși nota 1 o dai dacă 3 sferturi din
Eu aici, pentru, dacă ajungea aceste obiective la Comisia de Buget, eu îi propuneam nota 3, în loc de nota 1. Nu m-am învit, dar asta e punctul meu. Comisia de așa ar fi trebuit ca fiecare comisie să vină și să-și stabilească un anumit, notele se dau de la 1 la 5. Da, de la 1 la 5, ceea ce ne privește pe noi. Nu putem intra în informarea permanentă cu noutăți de domeniu de activitate. Asta e, nu intră la noi, da? Avizarea pentru legalitate proiectelor de hotărâri. Deci ele au fost dezbătute, au fost avizate, n-au fost respinse de cabinetul juridic de la prefectură, înseamnă că au fost mențiune. Domnul primar, lăsați să termin punctul de vedere, nu mă întâi. Dar nu, lasă, vă dau răspunsul acum pe loc. Aici are un punct acum. Am răspunsul pe loc. Aviz de legalitate. Nu e aviz de legalitate, este aviz de ilegalitate. O secundă, adică o ilegalitate comisă, domnul secretar, cu hârtia în mână, da? Dispoziție privind convocarea Consiliului Local. Când s-a făcut proiect de hotărâre privind rezoluțiunea contractului de concesionare din 1996 și actul adițional din 2000, era legal, domnul Barbu? Vă întreb astăzi, uitați aici, aviz de legalitate la domnul secretar și l-am pus asemnat aici. Dar știți ce a spus? Depus de un grup de consilieri proiect de hotărâre. Și dumneavoastră a semnat aici. Unde e minciuna? 2015? 2000, uitați aici, domnul meu. 2015? Da? Este aviz de legalitate pentru o ilegalitate. 2014-2015. S-au perpetuat aceste ilegalități, domnule. Am reținut. Noi ne referim la activitatea secretarului 1 ianuarie 2015, 31 decembrie 2015. Nu ne referim ce a fost în 2014. Păi a spus că i-a dat o șansă anul trecut. Dar nu s-a mai dat în continuare. Deci aici, la legalitate, dumneavoastră i-ați dat nota 1. Eu mă gândeam să-i dăm tot între 3 și jumătate. Nu, nu îi dăm, domnule. Dar atunci, de ce veniți să cereți de la noi aviz dacă nu ne lăsați să ne spuneți punctul de vedere? Fiindcă dumneavoastră vă folosiți de el. Nu mă folosesc de el. Ați dat, de exemplu, participarea la ședințe, i-ați dat nota 3. La ședințe Consiliul Local, nu? De câte ori a făcut Dana Relian sau doamna Pula în locul lui? Cât vreți să dea? Tot 10? Da. Nu, dar nu se dă 10, se dă între 1 și 5. Da, și eu am dat 3 și foarte bine. Da, bine, da, bine. Am dat foarte bine, am fost corect. Deci la anumite puncte, da, de corect. Exemplu... Asta e tot? Să vă dau răspunsul. Da, deși notele ca atare. Nu, domnul. Întâi dumneavoastră. Nu m-am împixat că m-am... Am spus pentru domnul Antoș. 1, la acuzația dumneavoastră. Nu le lăsați să ne spunem. Am fost prea bun sau prea bun, fiindcă mi-e și rușine să prezint altceva. Dar dumneavoastră decideți, dumneavoastră centrați, dumneavoastră dați cu cap. Eu v-am mai spus și v-am mai rugat să rețineți. De-a lungul timpului pe dumneavoastră, domnul secretar v-a ajutat. Și pe dumneavoastră, domnul Barbu, eu mă judic eu cu domnul secretar și cu domnul Pașcu acum în instanță pentru recuperarea sumelor 56 de milioane Barbu Maria, sume date ilegal, pentru spor de Xerox, pentru periculozitate. Sunt din 2010, domnule. Cine trebuia să recupereți acei bani? Eu nu. Știți cum a câștigat doamna Barbu Maria, soția dumneavoastră? Prin neprezentarea în instanța domnului secretar. Dați-i foarte mult. Cum să-i dați dumneavoastră? 1. Dați-i 10, vă rog frumos. Doamna Barbu a scăpat, Valerica Mihalcea se duce cu domnul Pașcu și va plăti domnul Pașcu sau domnul contat, sau domnul secretar. Cum să-i dați? Legislația în țară. Noi am acte clar. Da. Doamna Barbu trebuia să dea bani înapoi dacă domnul secretar își făcea datoria. Doamna Luca Maria a luat spor ilegal, scrie în toate deciziile curții de conturi. Spor de pensionare, 3 salarii, nu era prinse în legislație. Le-a dat ilegal. Nu le-a recuperat domnul secretar. Da? Domnul, și este proces pierdut de primărie prin neprezentare în instanță. Le recuperează Valerica Mihalcea, de-aia am procese pe rol. Domnul Mărinici a fost pontat și în timpul ca șofer cu dublu, deci cu spor, și în timpul concediului de odihnă. Și trebuia recuperat vreo 15 milioane. Le recuperează de la domnul Pașcu, de la domnul secretar. De ce nu le-a făcut domnul secretar? Fraților, vrem instituție sau vrem balamuc? Cu asta am terminat cu dumneavoastră, vă mulțumesc. Cu domnul Antoche. Domnul Antoche nu știe să citească legea. Ședința Consiliului Local, da. Domnul primar, da. Vreau să confundați foarte multe lucruri. Nu, eu deci, vă dau... Da, ce? Colaborează cu Consiliul Local. Colaborez cum? Când dumneavoastră eu vă spun că vreau o instituție legală, vreau o instituție normală.
Cum să votați dumneavoastră să-i dau negativ? Voie ca să ne expunem și punctul nostru de vedere. Aveți dreptul, la vot votați la urmă. Ați dat niște note în care eu nu pot să fiu de acord în tot. Nici nu vă rog. Păi n-aveți cum să fiți, domnule. Dacă scoteați 56 de milioane de buzunar acum, dacă aveți demnitate, spui, domnule, eu bar nu dau bani de la primărie. Fiindcă nu s-a prezentat. Cine prin inacțiunea instituției. Are familia Barbu, nu s-a prezentat? Nu, are familia Hoborici. Domnul investigat instanța? Hoborici are de vină. Domn profesor, închideți dumneavoastră dacă domnul tace, dar de acum nici... Credeți acum că... Eu știu, am vorbit la nu discutăm de acum problemele la școală. Suntem la subiectul care este ședința Consiliului Local. Nu putem fi de acord cu aceste lucruri. Dar nu vă rog. Pentru că le-a dat dânsul. Nu, închideți dumneavoastră subiectul, nu școala. Deci motivația pentru care nu voi vota ca să încheie acest proiect de hotărâre, numai un pic, nu voi vota acest proiect de hotărâre pentru că el nu cuprinde ca anexă tocmai criteriile de evaluare a secretarului. Sunt cele mai bune. Da. Deci, domnul Pașcu, cel mai mult eu am avut de suferit și am și acum. Domn secretar a fost ajutat ca să ne-l dau afară când trebuie. Nu vreau să intru în amănunte, astea au fost problemele. Problema e în felul următor, ca să ajungem la ce trebuie. Așa cum s-a făcut în fiecare an un proiect de hotărâre cu vot secret, haideți pentru ședința următoare, pregătim documentația pentru un vot secret, așa cum s-a făcut pe bilete din alea, și atunci eu zic că s-ar putea să rezolvați problema. Nu. Vă dau răspunsul, vă mulțumesc. Este corect, de data asta a spus principial. Eu am iubit omul care este și corect. Bun. Vă dau eu răspunsul. Domnul secretar va fi penal. Vă dau răspunsul final. Curt și clar. Cu asta am terminat. Și atunci am terminat. Am fost obligat să pun pe ordinea de zi și v-am rugat de la început să dăm dovadă de demnitate și să dăm dovadă de responsabilitate față de instituție. Cu domnul Antoche, citesc la acuzație de minciuna dânsului. Numai o secundă, că am primit acuzație de minciună. Nu cum e, nu aveți timp acum. Domnul viceprimar. Păi fac și eu ca domnul Barbu, ședința asta ca palatul dumneavoastră. Doamnă, stați un pic, dar domnul viceprimar mi-a luat o hârtie, da? Din absolut de aici. Pentru aceste, nu, la, a fost acum, la, tot acum a fost. Da, e o frază, lăsați-mă o leacă, nu mă întrerupe. Pentru aceste, da, pentru soluționarea, dați-o leacă, dar nu știu, nu, dar m-a mai făcut o stanță ca mine să tremur, domnule. Eu am fost acolo și am transpirat. Fii clar, domnul primar, curtea, având în vedere că la acest termen niciuna dintre părți nu s-a prezentat și nu a solicitat judecarea cauzei în lipsă, urmează a suspenda judecata pricinei în baza articolului 242.2, cod procedură civilă, pentru lipsa părților motivat față de care, pentru aceste motive, numele legii dispune. Amânarea, suspendarea procesului. Da, deci și stăm să fim prin anii... Gata, domnul primar. Stați o leagă, fraților. După ce dau răspunsul acum. Da, deci după casare, fiți foarte atenți, doamna avocat, a făcut o hârtie cu legătură cu drumul la rotundă, domnule, are responsabilitate femeie. E vorba de 23 de miliarde. Nu trebuia să se prezinte. A făcut-o cu hârtie în care a chemat în garanție Consiliul Județean, dar uitați scrie formulată de reclamantul Consiliul Local. Cine a făcut? Doamna avocat. Gura voie, de Bacău, cu sediu în contradictoriu cu Ministerul Dezvoltării, Apolodor, și chematul în garanție Consiliul Local, Consiliul Județean Bacău, și cu prefectura. Deci doamna nu trebuia să prezinte în instanță. Doamna este prea deșteaptă. A făcut o hârtie și a cerut așa, judecarea. Și a amânat un an de zile, domnule. Poate să amâne un an de zile, dar v-am informat la timpul respectiv. Asta nu înseamnă... Gata, asta nu înseamnă că nu-și face datoria, că e plătită degeaba, că vrea domnul Antoche. Fiecare spune ce-i convine. Am spus-o și atunci că doamna a chemat în garanție prefectura și Consiliul Județean. Dar asta tot vrem în degeaba. Întoarceți așa. Că nu totul a chemat în garanție prefectura și Consiliul Județean. Ai băgat primăria în 500 de procese, omule. Eu, cum secretar. Dumneavoastră ați băgat primăria în 500 de procese. Retrageți proiectul? Nu retrag proiectul, rămâne și votați. Scurt și cuvânzător. De ce să retrag proiectul? Eu mulțumesc degeaba. Nu mi-au dat curtea, nu mi-au dat curtea. Nu mi-au dat curtea. Alo!
că a fost la nota cu 10. Dacă mandatați pe domnul primar să fac evaluare... Corect, să pune la vot. Cine este? Primul. Și se menționează special. Și nu mai pun pe ordinea din viața mea. Care vorbim? Nici să scoate pe ordinea din viața. Se pune la vot, că așa se face. Păi din hotărâre nu retrag, nu mai pot să retrag. Cine votează pentru mandatarea primarului de a realiza și întocmi raportul de evaluare? Corect. Care, dragi consilieri, sunteți de acord? Păi zicea cineva că vrea să... M-a spus că se retragă, să-i dea fac ce m-am... Nu retrag, domnule, eu... Nu, venise Lică cu propunerea ca la ședința următoare să voteze și o notă pe care o dă domnul primar și să face o medie cu consiliul și atunci stabilești nota finală. Am spus o pe ordinea de zi. Dacă era astfel de exigent și în momentul când o rugam pe doamna Lucica să se retragă cu pământul, da? Am spus-o. Eu nu îmi retrag proiectul de hotărâre. Dumneavoastră votați pentru sau contra. Așa spune legea. De ce se retrag cu secretar? Haideți să cădem la o înțelege, să vă rânăm, să facem cu vot, domn primar, dacă așa... Dați dumneavoastră o notă, domnul primar. Dați dumneavoastră o notă și noi dăm o notă și cu asta gata. Deci următoare sau facem... Nu mai deci nu votează nimeni. Nu. Da, da. Eu mă abțin. Eu mă abțin pentru că nu are anexă cu raport de evaluare. Se votează, domnilor consilieri. Pe buletinul de vot trecem notele de la 1 la 5 și fiecare consilier încercăște o notă. Să face o medie dată de consiliu. Până nu se pronunță justiția, asta e altă treabă. Nu avem ce face. Amânăm pentru ședința viitoare. Amânăm buletinii de vot la secret. Stați așa un pic. Domnul primar, cum facem cu... Nu mai pun pe ordinea de zi niciodată. Voi lăsa instanța să-și... Nu, dar are dreptate. Eu am pus-o că eram obligat să pun pe ordinea de zi. Sergiu, mă am zis că eu mă țin de la proiect. Deci mai dați-vă mai jos nică timp mai gras. Domnul primar, nu vreau să schimbi proiectul. Și supui două proiecte. Supui proiectul. Sau cum am zis pentru amânare? La vot, mandatarea primarului. Eu supun, eu propun amânarea proiectului pe ședința următoare. Deci, da, la fi ședința... Oștere, nu mandatăm primarul, propunem pentru ședința aceasta să scrie. Propunem pentru ședința următoare proiect de hotărâre cu buletinii de vot la secret și după aia domnul primar face cu notele și face ce vrea dânsul. Da, mai făcut de lucru. De acord. Dar domnul primar a zis clar până să pronunțe instanța. El a zis, a fost părerea. Eu? Să se reia acest punct sau acest raport să se reia după pronunțarea instanței. Păi așa a zis domnul primar. Așa a spus și eu. Așa a zis. Așa a zis, da. Sunt consemnat amendamentul domnul Vici. Deci până la pronunțarea instanței. Până la pronunțarea instanței. S-a mână, deci până la pronunțarea instanței. Și acum poți să supui la vot. Nu, că Dan spunea că la nota curte a fost. Dar asta e curtea de apel. Păi la nota curte nu a fost. Dar n-are și tău la nota curte. Nu a fost suspendat procesul. Timp de un an. Nu mi-a fost suspendat. Nu mi-a fost suspendat. Bă, scoate de pe la nota curte din casă. Dar scuză-mă. Scuză-mă. Dar scoate de pe asta din la nota curte. Te rog frumos, dar scoate tu. Uite că așa ne-am tot bătut până la buget și cu avocatul. Când nu vrem avocat, când nu i-ai la fel. S-a câștigat un proces care o să vină banii în contabilitate. Acum cu salariul exact avocatul până la de zile. Care-i problema? Că dacă doamna Lucica înțelegea atunci... Asta ai fost el, nu tot el. Hai, Hai, prezentați materialul cu avizul. Să gheață-ne, gata.
Prezentați materialul de completare la ordinea de zi. Adis-o. Doamna Arelian. Și a fost un model de contract și a fost un model de economii și este... Nu știu prima ta idee, vă dăm o termină. Pentru persoane fizice. Aici e pentru SRL. Fiecare societate e așa. E modelul de contract. Că poți schimba prețul. Asta e cu noi? Da, la nouă lei. Deci la 7 de lei. Că nu mulți acum este pentru societății comerciale. Vă spune doar că e cu Domnul președinte, vă spun eu că am fost acolo. E 2 de persoane, la noi 3. Domnul viceprimar a fost el la IS. Vă prezintă dânsul proiectul, că domnul viceprimar are foarte bine. A participat acolo, delegat de către primar. Prezentați proiectul. Prezentați dumneavoastră în 4 ani, a dat un proiect. Hai să terminăm ordinea de zi. Dacă nu terminăm, nu putem trece la liber. Domnul vice, am zis că trebuie să ne informăm. Așa. Da, alaltă ieri am fost la ședință, m-a primit domnul primar la ședință la Vis Bacău. Trebuia să ajung la ora 10, domnul primar m-a trimis la 9:30, bineînțeles am ajuns la 10:30, cu oricum se face pe drum. Am prins din ședința Visului. Acolo s-a pus în discuție mai multe prețuri, între care 317 lei pe tonă și așa mai departe. S-a venit cu propunerea pentru că acest model de contract este numai pentru societățile comerciale. Pentru populație este stabilit 3,76 de lei pe m3. Pentru societățile comerciale s-a discutat 0,5 metri cubi de societate și s-a venit cu propunerea și cu 0,25 metri cubi pe societate. Discuțiile au fost foarte aprinse, că domnii primari acum și-au dat seama că inițial s-a discutat altă variantă, deci altă variantă. Contractul a fost semnat foarte bine dechisit de către probabil un grup de juriști bine puși la punct, că acum nici Consiliul Județean sau cele 65 de primării nu pot interveni la contract. Și discuțiile s-au purtat așa. Deci acel contract este făcut exact ca și contractul la E.ON. Nu vii, te debranșează, n-ai ce face. Plătești branșarea, plătești toate. Așa și cu contractul cu gunoaie. Nu se poate rezolva decât în judecată. S-a supus la vot. O parte a votat pentru 0,5 metri cubi pentru societate. Inclusiv eu am votat și mai mulți au votat pentru 0,25 metri cubi. Fiind mai mulți aia cu 0,5, au rămas la 0,5 metri cubi pe societate, pe lună. Asta trebuie să plătească orice societate, în bani câte ajunge 66,72 de lei plus TVA. Pe lună. Deci aproape 70. 700.000 pe lună? 700.000 pe lună pe an, 7.800.000. 8.400.000. Și bani vechi, 840 de lei pe lună. 8 milioane 400 de lei. Îi dau societatea de lui, să lucrez el cu ea. Domnul, haideți să vă spun eu, ce nu v-a spus domnul Antoi. Dacă până acum noi am dorit să scăpăm comuna de gunoaie, toate șanturile... Eu am spus ce-o fost așa de care poate... Eu spun, fac o completare. Nu puteai să spui unui om, nu a lucrat gunoaie, că m-a întrebat, dă-mi o oportunitate. Unde duc gunoiul? Astăzi, domnul Mustea, n-ați înțeles că e 3,7. Dacă vreți să înțelegeți acum, spuneați 9, acum vă spun eu, da? Ascultați-vă, rog.
Acum vine mașina, este o firmă totuși, chiar dacă patronul au probleme, este o firmă serioasă. În fiecare zi, marțea, la ora 8:20, vin două mașini care merg prin sat. Colectăm gunoiul cu containere. Sunt containerele lor. Dumneavoastră luați în calcul doar faptul că dacă eu l-aș arunca pe malul apă și mă duc în spatele grădinii și dau foc, am scăpat și nu plătesc gunoi. Luați în calcul că... Domnul Pansoru, discutăm după aia. Luați în calcul că o societate comercială nu poate funcționa fără autorizație de la mediu și de la Direcția de Sănătate Publică, stimații mei, domnule. Priviți-o cu responsabilitate. Ce înseamnă la societatea dumneavoastră jumătate de metru cub pe lună? Se adună. Oricum ai luat, fie numai fulgi de găină și tot adunat o jumătate de metru cub. Cu hârtii, că nu mai dăm foc în... lună? Nu mă ofer. 0,5 metri cub pe lună. Nu mă întrerupeți. Da? Strângeți pe lună jumătate de metru cub. Cartoane, doze de bere, ambalaje de la chipsuri de la, da? Jumătate de metru cub. Vreți să vă arăt cât arată? Un pic așa și un pic așa. Da. Un metru pe un metru pe un metru. Da, nu numai jumătate, pe doi. Un metru pe un metru pe un metru, la doi, domnul Baru. Bun. Jumătate de metru cub, indiferent cum, ia cumulați, da? Îi strânge. Ei, reversul medaliei. O primărie care nu a vrut să intre în ADIS, a venit garda de mediu și a dat 300 de milioane, că a venit foarte bine și a mers, uite, aici ai gunoi, aici ai gunoi. Și așa știți ce frumos au disciplinat? Uniunea Europeană nu mai pretinde, sau ne pretinde nouă să ne încadrăm într-un anumit, într-o anumită lege, da? Sunt de acord cu dumneavoastră că înseamnă din bugetul fiecărei societăți o sumă de bani. Dar nici nu dumneavoastră nu puteți să nu fiți de acord că trebuie odată să scăpăm comuna de gunoi. Cam asta. Este enorm. Luați în calcul, acest gunoi se colectează. De ce e enorm, domnul? Să avem autorizație. Nu numai asta. Uitați aici, vă dau domnul Buran. Uitați aici. Comuna Sândule are mașină de gunoi. Dacă nu ai un să-l duci, să-l sortezi, să-l reciclezi. Și asta unde se face? La Bacău, la camera de... Nu luați în calcul numai că a venit și a ridicat gunoiul de pe uliță. Luați în calcul transportul la Bacău. Luați în calcul reciclarea. Cei trei ieri de pe tipul ce au se spus, luați toate astea în calcul și atunci vedeți că nu mai este chiar atât de scump. Până acum s-a mers, suntem la Podubeni. Nu mai merge cu Podubeni, că acolo o să pun o cameră la vedeți. Și la persoane fizice, într-o comună e 2 lei, într-o comună e 3,70 lei. Dar nu, în toate comunele, 65 de comune, 3,7. Bravo, doamnă! 3,76 la care. Dacă nu puteți atenți când vi se citește, 3,76 toate 65 de comune. Acum, o mică, eu nu sunt om de afaceri, avem câțiva consilieri care sunt oameni de afaceri, au societăți. Problema este în felul următor. Acest proiect de hotărâre noi trebuie să-l votăm, nu? Și societățile la rândul lor, dacă vor să încheie contract de bine, dacă nu, nu. Nu e nicio problemă, nu-l obligăm. Stai, mă, stai. Deci, dacă vine la autorizație de funcționare... Păi când vine la autorizație, nu-mi dă, domnul meu. Trebuie să-l închid. Și atunci trebuie să închid. Pe suma care e. Și nu-mi convine. Bun, și dacă nu votăm proiectul, ce să-i care se fie cântat? Păi cum să votez dumneavoastră asta de 8 milioane pe an? Dar cum nu l-am votat? L-am votat de atâtea ori, mi-am fost de acord toate de mersuri. Asta e numai pe societate, nu? Nu e și pe persoană fizică. Persoană fizică, tot așa. Și dumneavoastră care ați avut societatea comercială are alt regim. Societatea comercială încheie separat cu Romprestu acel contract. Dacă nu aveți altă oportunitate să duceți dumneavoastră gunoi la Bacău, nu vă impune nimeni care. Ce? Puneți în papuc și aduceți la Bacău, un microbus, așa nu vă obligă. Nu vă obligă nimeni, dar aduceți la primărie un contract cu o firmă de reciclare. Această hotărâre, dacă noi o adoptăm, ce este a... Care nu a dat, înseamnă așa, ne dau, are un efect dezastros, înseamnă toate containerele... Să scrie la cuvânt. Am primit.
Deci... Eu am întrebat ce efect are această hotărâre în momentul în care noi adoptăm. Vor ridica containerele de la societăți. Nu asta, nu le mai ducă nimeni. Le plătești pe toate. Sau le plătești. 1500 de containere cât sunt acum, la actuală, 2 milioane, faci un calcul, plus efectele juridice a nerespectării contractului. Am fost de acord toată... Ne-am avut de la subiect și dacă ne-am avut să discutăm acum cu Dumnezeu. Așa este, ei au acum o... Ne strânge așa, ne strânge la ușă, trebuie aviz de la mediu, de la DSP-ul și la asta. Dar vă spun, dacă cineva ar sta și să vadă cum au mers magazinele luni de ianuarie, februarie și martie, vă spun eu că nici 20 de centimetri cubi compactați. Eu s-o fac un zer de milion pe zi și ce dracu să-i dau? Am făcut 40 de lei pe zi cu zare, deci vă dați seama, cicat, de acolo. Pentru că omul pleca cu el, plătește cu omul, îmi ia cutia sau petul de bere și pleacă cu el acasă și plătește și el, la el, deci nu, asta e mult. Bun, acum e o chestie care, cine s-o spune la noi din primărie, de atenția, atenția. Firma asta, unde o duci, de unde ia gunoaie, de unde nu ia gunoaie, pentru că să știți la Pătinata, de 3 săptămâni, aseară au venit oameni foarte revoltați și domnul viceprimar, haideți, luați dumneavoastră inițiativă, că așa știu că vice primar și ocupă treaba asta, domnul primar. Eu știu, domnul Putucu e cu treaba lui, el e tânăr, e tânăr, e altă treabă. Deci oamenii nu le-a în considerare. Să meargă domnul viceprimar și să, după ei, marța când vine, pentru că pienata n-a fost de 3 săptămâni. Oamenii aseară au vrut să-mi aducă cu noi mie și am spus nu mie, eu nu sunt exemplu. Deci nu, duceți la... Și nu numai pienata, Florin, și aici la Tiliță. Nu se duce. Duceți mașina. Urmăriți mașina din noi, nu-i duceți așa. Putuc, drumul nu ies. Deci trebuie neapărat să... Ce salari are domnul Putuc? Și ce-i un cuscut în treaba? Ați atins o problemă sensibilă, domnul Florin. Noi dăm vina pe el. Pentru că contarele s-au pus, le-a pus Putuc în nici nu s-a adunat în casă de bătrân. Pune domnule, nu este să ții, pune undeva. Cineva care se duce, nu mă duc toată ziua, eu îmi fac numai campanii. Dar haideți să ne ocupăm și de cum ai astea. Ne ocupăm, dacă tot este firmă și asta, nu se poate. Nu sunt numai aiurea. Aiurea sunt pus. O să nu se ducă pienata, spre exemplu, acolo e drumul bun, dar ce ne face? Nu mai discut. Verdictul cu pienata spune că n-are unde să întoarcă mașina. Ce, cu spatele? Așa s-a uzit. Cu spatele se ducă doare. Deci nu poate întoarcă mașina. Dar ce, dacă am de dus marfă, mă duc cu spatele țău, era drumul mai bun. S-a pun la gerul lui Tancu Sud, poate merge mașina, se întoarcă acolo la traiță. Deci nu se duce. Verificați, pătinata, temelia la fel. La temelia nu se strânge gunoiul. A fost pe uliță, domnul Anecu? Nu, Marius, a fost pe uliță. Nu mă lai, deci era de două uliță. Deci drumurile sunt bune. Ce faci? Dar aici urmărim. Marța, când vine, nu se duce Putuc cu mașina, cu el. Nu se duce viceprimarul, că viceprimarul se ocupă de iluminatul public, de gunoaie, de drumuri, de dezăpeziri, de toate astea. Nu, vă spun sincer. Domnul Gregoare, nu știu, ai vă trei ședință de care ai cu un punct sensibil. Nu. Deci pentru știa ce nu făcea el. Știi ce nu făcea el. Și are pretenții de la alt viceprimar. Este Putuc Ionel și Antoi și Ionel. Ce Dumnezeu. Antoi și Ionel cu oamenii se urcă în mașină, Putuc se duce și arată pe acolo. Oameni desemnați, oameni care... Cine îi verifică pe acești doi cu oamenii? Domnul, păi dacă sunt subordonații direct al domnului primar, cum să... L-am luat pe domnul Putuc, întreabă-l cu mașina și cu polițistul comunitar și am fost cu redistribuirea tonetelor de gunoaie să le ducă în punctele critice. S-a dus până acolo, am adus niște puncte, acolo nu se pune, acolo nu se pune, nu iau hotărârea. Este hotărârea pe care o primește direct. Te rog frumos. Da, vă dau eu un răspuns și îmi pare rău că o spun pentru prima dată, 3 ani și jumătate. Doamna Ionică, trebuie să o spun, că până la urmă, hai să dăm și cărțile pe față. Atribuțiile viceprimarului se ocupă, vă citesc mot amor, de frumusețarea comunei. De X, Y, Z, le aveți semnate împreună cu primarul. De ce? N-am anulat nici pe naiba. De ce dați acarul pe un Putuc? Păi cum chiar ați anulat-o în 2013? Dar tu te domnul viceprimar, să verifici. De ce nu pune locul X? Dai în fundul lui Putuc. Fică dumneata, spun ce faci. Trebuie să-ți dau o undiță, să stai pe malul apei, să pescuiesc cât încarcă basculanta. Nu, domnul păi tu te domne se verifică. Domnul, păi, dar nu domnul primar, vă rog frumos, nu acuzați. L-ați sunat pe domnul viceprimar? Da, dă-mi frumos. Da, spune și doamnă, vă rog frumos. Dar dumneavoastră ce sunt vă spune? Eu fac totul. La diversie,
la divers. Eu fac să bancă. Dar de ce să respectăm? Votăm proiectul. Faceți totul, domnul primar. Faceți totul, domnul primar. Da, da, da. Dar ce vrea să domnul Florin spune de electricitate? Poate bine spune. Așa. Dar dumneavoastră ați angajat, ați angajat o firmă de electricitate care nu știe nimeni nimic. Și nu știe, nu știți dumneavoastră, că nu vreți să știți. Domnul primar, și ați înlocuit becuri pe colo, pe colo și la sfârșitul anului aveați, n-am întrebat, n-am întrebat câte datorii ai. La sfârșitul anului trebuia să-i plătiți, să-i plătiți 600 de milioane, era, domnul primar. Hai, vă rog frumos. Mai scutați, mai tăiat o leagă. Nu mai tai, domn primar, că mai găsiți niciodată. Vorbim numai prostii, ce să mă spun la ceva? Domnul primar, domnul primar, domnul primar, am factură, ultima factură. Ultima factură. Factură, mă, ce spun la ceva? Domnul primar, îmi permiteți? Vreau un amendament aici, vreau ăștia 0,25 de metri cub pentru fiecare punct de lucru, nu-i spune. Întrebați-l pe domnul viceprimar dacă a votat ieri. Cât a votat? Jumătate de metru? Astea cu 0,50 au fost mai mulți. Am înțeles. Eu am votat cu 0,25, dar am fost mai puțin. Care a fost hotărârea? Hotărârea cu 0,5. Ce dracu? Dacă e 0,5, așa trebuie să votăm noi. Da. Putem modifica hotărârea lor, domnul primar? Nu, domnul. Majoritatea am vinde mai minoritate. Hotărârii date de atins cu înștiințarea și votarea hotărârii Consiliului Județean. Sigur. Și aici puneți înainte asta. Lăsați să vină... Dar au venit hotărârea, ai hotărârea? Păi dacă vine nu a fost mai când. Dacă nu vine, păi atunci amânăm până nu vine hotărârea. Dar nu vine nicio hotărârea. Nu vine. Contractul la punctul 3.1 sunt trei tarife. 1 metru cub, 0,5 și 0,25. La fiecare, la 3.1 cu 1, la 0,1, specifică ce societăți plătesc 1 metru cub. Da, da. La punctul 3.1 cu 2, ce societăți plătesc 0,5 metri cub. Și la 3 cu 3, ce plătește 0,25. Dacă le citim motamol, vedeți ce tipuri de societăți plătesc tarifele astea. Și depinde de unde situate, la ce nivel față de sol, la etajul 1 sau la sol. Este la sol și cred că... Citiți exact din... Dar unde nu avem... Da, nu citește numai de la 3 cu 1. Acolo sunt tarifele. Hai, citește de la 3 cu 1. 8 copii sunt făcute, da? De unde le citește? Ești direct la acesta, că ești la cetă. Aici faci. Tariful pentru conectarea sexuală, transportul așa inclusiv este de 553,59 pe tonă, respectiv. Haideți să vă citesc eu. Prin semnarea prezentului contract, utilizatorul non-casnic devine abonat operatorului și va achita lunar contravaloarea unei cantități minime de 1 metru cub de deșeuri menajere reziduale pentru utilizatorii care nu au sedii, deci care nu au sedii sau puncte de lucru la etajele superioare ale blocului. Asta se referă, practic, în context, și la Onești, și la Comănești, la Moinești. Deci, începând cu etajul. Asta e una, dar vă citesc ca să citesc tot. Contravaloarea unei cantități minime de 0,5 metri cub de deșeuri menajere reziduale pentru utilizatorii care au sedii sau puncte de lucru la etajele superioare, începând cu etajul. Acum ce ne privește pe noi? Contravaloarea unei cantități minime de 0,5 metri cubi de deșeuri menajere reziduale pentru IMM-uri, ONG-uri, persoane fizice autorizate, da? Magazine mici cu maxim 3 salariați. Deci 0,5 metri cub se referă la Comuna Gura Văii, societățile comerciale. Sincer, ca dumneavoastră sunt la mine, nu? Ei, 7 zile. Asta este. Parcă eu sunt bucuros că trebuie să plătim. Plătim. 50 și 70 de lei pe lună, 70 de lei. Care au mai puțin de 3 angajați. Dacă ai 4, plătești 1 metru. Plătești alt tarif, da? Când înseamnă că... Înseamnă că strângi mai mult o jumătate de metru. Deși eu menajez. Deși eu menajez. Este un contract cadru pentru toate cele 65 de bănuiri din adică. Și facem, facem supunul. Păi hotărâți, da, hotărâți voia care aveți societăți. Încă o secundă. Fiecare dintre societăți. Da, doamna Uzică. Ultima. Voi votăm și noi. Ca idee, nu are a face societatea cu persoana fizică. Deci noi votăm, dacă dintre dumneavoastră
au societăți, nu pot boteze, problema dânsilor referitor la persoanele juridice. Persoanele fizice se încadrează în totul altceva și ar implementa bugetul comune, că noi, indiferent cum, trebuie să plătim ca primărie și unde să recuperăm banii de la cetățeni, nu? Păi ce facem? Blocăm primăria? În afară de asta, domnul Baru, noi aceste hotărâri le-am aprobat de-a lungul timpului. Acest proiect, prin ADIS, se derulează din 2010. S-au făcut demersuri foarte îndelungate, cu ședințe la Consiliul Județean, cu evaluări, cu tot ce înseamnă cai de sarcini, cu licitații sau judecat. Păi cum pot să vin eu azi, după ce votez anii anteriori? Astăzi spun că nu votez. Societățile comerciale care nu vor să încheie contracte, problema lor. Problema lor apare când vin la primărie să solicite autorizare. Dar dacă dumneata a dus de la un alt, de la altă firmă, un alt contract, nu este problema mea. Puteți să faceți de la onești, puteți să faceți cu Helegiu, care vorba aia are mașină, dacă reușiți cu alte societăți mai ieftine. Cine vă oprește? Știți ce se întâmplă? Da? În gura voi sunt de la magazin și a adus și la tomberul la mine. Și mă încarcă pe mine atunci că ăla spune că am tonul mai tonaj mai mult eu la comună. Mie trebuie să-mi aducă la primărie, la inspectorul de urbanism, la eliberarea, la eliberarea autorizației, îmi prezintă contractul cadru cu de prestări servicii cu o firmă de salubritate. Asta este ce înseamnă pentru toți. Știți că la, ar fi o problemă, ar să iasă o discuție la cei care au măsura 1-4-1, mai puțin alte măsuri mai mari. Vă închipuiți că cei care dețin animale vor fi obligați să încheie un contract și vor plăti, știu eu cât, acum depinde din prejurile. Cum îi găsești lui ăla? Ce poate să ia? Cum poate rezolva problema? Aici, nu știu, va fi, cred, o discuție. Da, e bună sesizarea mea, dar mă întreb cu ăla care are albine. Albina sau da, iepuri, sau pepio, sau ce ar face produce. Întrebări. Sincer, am fost dintre cei 7 primari care am ridicat această problemă atunci când e. Dar ca în orice societate democratică, minoritatea se supune majorității. Asta este. Pune la vot cu cât? 0,5 metri cum? Așa-i trebuie contractul de la magazin. Supunem la vot. Aprobarea cu 0,5 metri cubi. S-a votat în unanimitate. S-a votat în unanimitate. Nu? Deci să citească dispozitivul hotărârii ca să știți ce votați. Deci citește articolul 1, să vedem ce. Se aprobă modelul de contract pentru agenții economice și instituții publice a decontării către ADIS Bacău a tarifului unic de 317,73 lei tonă fără TVA pentru colectarea deșeurilor atât în mediul rural cât și în mediul urban în perioada de tranziție. E o perioadă stipulată de acest contract. Până că domnul primar a spus că ăștia au cubează mașinile, da? Păi ei trebuie să vină separat pentru societăți. Citește și articolul 2. Da, domnul vine la societăți. Nu la mine, la societăți. La toate societățile. Vine și semnezi acolo avizul. Dar cum? Cât ridică? Poți să dai 2 metri cum? Asta este. Să citească și articolul 2. Am pus întrebarea, doamna Bucur. Adică Minalcea, în calitate de primar al UAP Comuna Bravoi, având calitatea de reprezentant al Unității Administrative Teritoriale, în adunarea generală a Asociației Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, să voteze și reprezentate anterior. Da, nu-i bună asta, 317. Sau? 17 dată ei. Propun să nu căștigă viceprimar, nu mă deranjează. Dar mă duc cu nicio problemă. Cum să nu? Puteți vota ca să meargă domnul viceprimar, este foarte bine. De ce să nu mai meargă? Ăsta este modelul de contract pe care ei l-au dat. Păi ne-am cu plăcere, mă duc. Contravaloarea lui. Dacă nu vine hotărârea. Pe cât termen e contractul? Până la atribuirea de către ADIS a contractului de concesionare pentru delegarea acestui serviciilor de operare
instalații de șeuri comunale. Ei sunt trași, ei au o perioadă. Apoi a fost 117 tona, din cuvintele 05 metri cu pământ. Pe 14 mi-au trimis documentele. Bun, acum. Până pe 30 martie scrie. Mai fac ședințe extraordinare. Când să mai fac ședințe extraordinare? E diferență. Da. Deci eu plătesc o jumătate de metru cub. Deci o jumătate de metru cub de fiare îndesate au o anumită greutate, iar cealaltă, să spunem, fungii, deci ăla care se ocupă cu pernile, așa au o altă greutate. Deci aici este problema. Deci nu știu. Este adevărat. E 300 și ceva pe tonă, nu? Pe tonă, da. Păi că e fund. 300 și ceva pe tonă. Da, tonă. Tonă, pe tonă. Pe tonă. Pe tonă. Și o tonă, o tonă, câți metri cubi are? Aia e depinde de densitate, domnul. Depinde de ce da. Dacă vorba de asta, pe dreapta, dați fulgi, vă dați seama că va avea cât o cameră de asta. Dacă dumneavoastră o să dați un mie nu vei... Asta e direct proporțional cu densitate. Da, știi, domnul. După contract. Depinde de mare. Da, puneți la vot. Puneți la vot ca să mai facem o ședință. Dar să punem la vot, ce să punem la vot? Cum? Ala, da, pot, ce-a zis ea. Cu tona. Ce punem? Proiectul ăla de hotărâri, cum e? Dacă nu știi și unul ați citit cum trebuie, toată lumea vorbește, toată lumea comentează, toată lumea dă cu părerea. Băi, mai dau cu voi, nu știu, faci tot rău. Asta-i hotărâri, nu știu, au proiect. Păi dacă mai departe, în contractul Gradu scrie 1 metru cu 0,5025. Da, dau jumătate de tot, jumătate de tot. Mai poate să schimbi, el poate să schimbi tarifă. Până în 30 martie trebuie să trimis la BACO. Trebuie mai venim o dată, nu așa mă. Răpătăm acum și gata. Și care au votat pentru 0,25, dar mai puțin. Bun, ați zis că la preț cât? La preț. La metru cub. Care iar la tonă, domnul Dumnezeu. 66,9 că dracu. Atât. Păi, fără TVA. Fără TVA. Fără TVA, prin 7 lei. 7,4 lei sau cât bine. Nu mai am cam. Unde bine? 120%. Deci 20%. Haideți, ce facem? Contractul cadru. Aici, aici. Costă 13 lei și cu 66. Cum vă dăm? La tonă, la metru, poliubice? La metru curb. 79 de lei, la 80 de lei. La tonă, de cum? La tonă? Nu, domnule. Este și o transformă eficită pe mașină. Asta nu-i cântăresc cu gramul. El la tonă te ia, domnule, nu se ia la volum. 0,5. El îl pune pe cântar și-l cântărește, și-l măsoară. Cred că am rezolvat, dă și nisnică, trebuia să se facem. Dar o tonă e de plastic, de care un volum foarte mare. Una e din un volum de altul. Și-a dat văzut de plic. Dar e un tonă, ca să facă tonă. Și-a dat văzut. În cazul în care ai o cantitate mai mică, taxa e mai mult? Nu, deci e taxa minimă. Dacă ai mai mult, crește. Dacă ai o tonă, e minim. Răspunde. E pus cu... Asta-i poții pe față. E pus cu schimbs. Te obligă să dai minim. Să-l ascultăm, frate. Haideți să vă explic un lucru. Mandatul trecut, am mers cu firma care trebuia să fac colectare și atunci nu erau alternative. Era drumul atât de prost, nu erau condiții ca să meargă prin nicio uliță. Și am fost cu 500 de mii să semneze contract. La vremea aceea, știm toți că nimeni n-a vrut. Domnul primar, fără aici, nu discutăm. Așa este. N-a vrut nimeni. Nici eu nu care a avut unul din curafăi să-mi spun care a venit și a spus, domnule, eu vreau să vii să strângi gunoiul de la mine cu firma asta, să-mi dai hârtie. Și astăzi, normal, că eu mă voi opune la 800 de mii. Vă spun, nu dau. Dar dacă atunci când mergea treaba, era drumul prost, era drumul prost și nu era nicio alternativă, nu a dat nimeni. Astăzi niciunul. Nu sunt de acord ca să. Niciunul. Nu sunt de acord cu treaba. Eu ții la drumul mare. Nu, 800 de mii. Atunci cu ce? Dacă se pune, ai venit? Că se vine, am 0,20.
Dacă mă obligi să dau 0,5. Pipitoare de un metru cub. Deci dacă vorbim 0,5, sunt obligat să plătesc 0,5. Păi cum mă obligi să fac? Asta aduni cioate din pădure, tu îngheamă că asta e cu noi. Cum vine aia? 0,5 de deșeu, kilograme. Hai să votăm noi cu 0,5. Tot am votat. Tot am votat. Intră două articolul 2 și mergeți pe 0,25. Lăsați pe ministrul de comerciale. Mergeți pe 0,25. Noi să reprezentăm. La mai introduceți un amendament la prezentăm hotărârea Consiliului Local că Cura Buni a dorit prin reprezentanți consilieri locali 0,25. Acest lucru a spus eu, iar pe persoane fise rămâne contractul cald. Faceți un amendament, noi vom prezenta mai departe punctul dumneavoastră de vedere. Dacă nu mai faci o dată, stai și altceva. Da. Puneți la vot cu amendamentul. Pentru... Da, băi, am două un pic, să termin, Dana, da. Supun la vot cu amendamentul cu 0,25 metri cub la gunoi. Cine este pentru? Deci ai un articol în plus la proiect. Diverse persoane fizice, menționați pentru persoane fizice, deci noi am luat, care avem prin oamenii cu grad de handicap, am luat doar în luna aceasta, am luat, așa, exact. Un răspuns vreau la întrebarea asta, în primul rând, să știu și eu, că m-a mai întrebat și pe mine cineva din sat. Nu avem bani suficienți ca să-i putem plăti. Mai spun și încă una, nu sunt bani suficienți. Deci dând telefon la Bacău și noi, bineînțeles, ne-am cuplat și noi câteva persoane, și dând telefon acolo la Bacău, ni s-a spus în felul următor. Atâta timp cât domnul primar nu cere suma respectivă care trebuie să ajungă așa de către dânsul acolo, înseamnă că primăria are de unde să justifice banii toți pentru suplimentarea banilor. Suplimentarea... La fundamentarea cererii da. S-au avut în considerare fără modificările de cuantum. Noi am solicitat și ni s-a acordat fără această mărire. Sumele prevăzute în buget, alocate de Bacău, sunt insuficiente față de ce am solicitat, ne-au dat mult mai puțin. Am suplimentat din bugetul local ca să putem face plata la persoanele cu handicap. Momentan, pe bugetul care îl avem, nu putem plăti în trimestrul ăsta, o să reglăm la următoarea rectificare bugetară cu sumele necesare și o să dăm și diferența pe ianuarie. Când? La următoarea rectificare bugetară, în care o să votați și dumneavoastră. Asta e un lucru, deci omul poate să ajungă un lucru să aștepte. Prin alte cuvânt, nu s-o așteptam așa ceva ce s-a așteptat la noi cum ne-au dat pe ei. Deci nu s-a așteptat, vă spun sincer. M-am și bani pe departe în alte județe din țară. Deci nu deci cu luna ianuarie 2016. Așa, doamna, aveți o haideți să vă dai ori. Înapoi, dar nu v-ați zis pe doamna Ionica. Cu gunoiul, domnul primar, nu se urcă mașinile, deci de la Teliță. Doamna Ionica, ați pus o întrebare. Deci la noi, de la Teliță, pe ulița Radial, mașina cu gunoi nu se urcă. Are loc unde se întoarcă deasupra, unde sunt peste 20 de cetățeni bătrâni, peste 70 de ani, oamenii care nu se pot coboră cu gunoi jos, în curbă, la Teliță, ca să dea gunoi acolo. Și are unde se întoarcă sus mașina, nu se urcă mașina. Pe marginea drumului nostru, în față la Troiță, e o mizerie de nedescris de bidoane în răpul domnul primar. Cine mai răspunde și de asta? Deci de ce nu se pune, dar eu sunt acolo, containerul nu este. Eu nu sunt acolo, băiatul, eu sunt mai la bani, deci să fie atenți aia care sunt acolo. Păi nu așa, dar de ce să nu? Și containerul nu este, nici nu este măcar în curba acolo pus. Dacă ar fi containerul, poate să fie pus, că v-ați încerc. De ce nu se dă? De ce nu se urcă până acolo și de ce nu se urcă și pe uliță mașina? Du-te tu și vezi acolo pe uliță. Ai văzut, domnul Bărău. Ai văzut,
Numai o secundă. Da, da, ceva? Da. Doamna Ionită, da, sincer, îmi place că ridicați foarte frumos. Credeți că ar trebui un pic, ca idee, vă întreb de la om la om. Nu credeți că ar trebui să umblăm un pic la mentalitatea omului? Nu credeți că mie... Doamnă, de câte ori ați văzut oameni pe drumuri de la ajutor social de la 460? Păi nu știu, întrebați-i. I-ați văzut? I-ați văzut, da? Nu știu, nu am văzut, dar... Azi am făcut curățenie și mâine am găsit de mea cosme. Asta e mentalitatea românului și vă mai spun, dă Doamne românului mintea... Deci acum cu ajutor social nu s-a făcut curățenie. Mintea celui de pe urmă, cu oameni de la ajutor social, doamnă. Și ce s-a făcut cu oamenii? Dar mai vorbesc și eu sau dumneavoastră ați ca problema sau le-ați făcut pontajul? Le-a făcut domnul viceprimar. Da? Cu oameni de la ajutor social am făcut podul la Păltinata. I-ați văzut că am zis pe fest, da? Vor face acum, vor tăia iar crengi, copaci și vor face toate șanțurile și vor face curățenie. Vă promit eu. Începe curățenia. Acum și dumneavoastră. Eu înțeleg, la plombul dumneavoastră, sunteți mai nou în funcția de consilier. Mă bucură că vă puneți, chiar puneți suflet. Mă bucură că mă sunați că nu arde lumina, asta înseamnă că vă doare, mă bucură că vă doare de cetățenii din satul dumneavoastră și vă felicit. Ce vă spun cu certitudine? Alu, dar mai lăsați-mă și pe mine, doamnă. Ce aș vrea să rețineți? Săptămâna viitoare de luni, oamenii de la ajutor social din Păltinata vor face curățenie pe toate acele pârâi, dar cu aceeași rugăminte, cu același bun simț vin și-o la dumneavoastră și dumneavoastră, mai vorbiți cu cetățenii, bă, oameni buni, vă vine containerul la ușă. De ce nu dați gunoaiele la container și le dați pe drum? Da. În legătură cu ulița Lutiliță, domnul Butuc va primi dispoziție, domnul viceprimar va verifica. Da? Va merge cu mașina de gunoi domnul viceprimar și atunci nu mai vine acarul pe un să ia șuturile. Și vă veți adresa direct domnului viceprimar. Bun. Trecem la treaba cu pe care ne-ați solidificat. Și eu aș vrea comuna altfel. Și pentru asta ne-am zbătut anii ăștia, să o aducem unde este locul ei. Dar și cu ajutorul cetățenilor o putem face. Da. Dacă nu sunt... Domnul Pancel. Domnul Varu, da? Apropo de ajutor social. Da. Aș vrea să mai faci o revizuire la personal. Cu multă plăcere, da? Vă rog frumos. Mâine. Gata, mâine veniți la primărie și vedeți revizuire, da? Ajutor social. Când zic da? Ceva, știu ce zic. Da. Mâine, da. Pe porțiunea drumului. Domnul Pancel a primit răspunsul. Mâine nu plec în primărie până nu-l fac. Azi după masă. Pe porțiunea drumului de la Ion Timei până la Pelic. Da. Băieții de la alimentarea cu apă au mai intervenit, au mai făcut niște racorduri, dar fiind drumul foarte îngust, ei nu au reușit să-l niveleze ca lumea și nici să completeze cu balastul. Ne-am confruntat acum cu ploaia aceasta măruntă, foarte, foarte greu se poate urca. Deci sunt cam 4 porțiuni unde trebuie retușat din nou drumul cu balastul. Răspunsul din nou de loc se va face. Și în Priporilor, și la Rușec, la... Da, domnul Adu, aveți dreptate. Am vorbit cu firma Alconet, cu patronul. Vor aduce sort 8-16, bagă autogreder, dar nu numai acolo. Pe toate drumurile... Pe toate drumurile comunale unde s-au făcut racorduri la cetățeni alimentare cu apă. Pe toate le reia cap-coadă cu autogreder sort compactat. Vă va place. La final o să vedeți o lucrare făcută de o firmă într-o lună, o lună jumătate. Depinde cât de repede mișcă primarul Comunei Gura-Vâi cu o nouă solicitare la Ministerul Dezvoltării și asta și datorită cetățenilor. Mai dau un răspuns, doamna Ionică. Am bătut din uliță în uliță, din poartă în poartă și rugam cetățenii. Am proiect de alimentare cu apă de $1,000,000. Vă acordați la apă? Nu trebuie, că am fântână. Când am venit cu proiectul cu 262 de racordări gratuite, că am estimat, domnule, 230 estimasem așa, băi, 260 și 2 cu instituțiile publice. Au venit după mine prin sat, dar ce prin numărul acordau, dar acum vreau să racordeze și la locul pe care l-avea. N-avea casă, n-avea nimic, hai să-l puși acolo apă ca să irige sau să udeți, care roșii. Cetățeanul, exact cum spunea domnul Grigore,
Când îi dai o oportunitate, prima dată se gândește la pungă, la bani. Am de unde să plătesc? Plătesc, sunt sărac, sunt necăjit. Dar când vede că e gratuit racordul ăla care e 10 milioane, nu vă spun câți au venit la primărie. Cu tot, cu apometru, cu tot asolul, cu săpătură, manoper, cu acea conductă PHD, este gratuită, prinsă în proiectul inițial, 262 de racorde și costă 10 milioane. Urmează omul să-și facă în curte. De acolo vine cu, exact cu furtunul ăla și face până la cuvete, da. Deci dar asta este gratuit. Acolo le-a făcut, nu-și mai face cuvete în curte? Nu, s-au făcut. Acolo vine apometru. Acolo s-au făcut. Exact cum e contoarul la energie electrică. Să nu intre în curtea omul să-i citească contoarul. Vine apometru. Da. Domnul primar, m-au întrebat oamenii de ce au venit cu, cum îi zic, tomberoare, cu realizările astea până acolo, la magazin, la dumneavoastră s-au terminat. Și de acolo au venit domnul Apostol și încă cu cineva, să, nu știu, da, așa, păi iată, nu cunosc, dar nu. Cine vrea să, cui trebuie racordări din alea să semneze? Când au auzit oamenii că 10 milioane, au început să fac scandal. I-am zis să vină la dumneavoastră. Păi asta din cauza că și acești copii, doamna Bucur, ce-a explicat că e gratuit? Nu, experiența. Doamna Bucur, eu vă dau. Doamna Bucur, o parte din răspuns l-a primit domnul Barbu, prin răspunsul care l-am dat. Racordări în proiect au fost gratuite, 262. Datorită și inepției, datorită poate refractării. Domnul primar, eu am înțeles, dar oamenii ei întreabă așa, deci de acolo până acolo ați avut gratuit 260, de acolo încolo nu mai aveți gratuit. Asta întreabă eu. Păi ce v-am spus acum? De ce eu la Ministerul Dezvoltării nu mă duc cu vorbe? Acolo mă duc cu un tabel cu restul cetățenilor din Gura Voiei și Pătrășcani care solicită racordul gratuit. Și vin cu o suplimentare de la Ministerul Dezvoltării. Nu vă ascund și nu vă dezinformez că este posibil, că acolo e mea, pe baza solicitării, proiectantul face un deviz imediat, a plecat la Ministerul Dezvoltării. Nu vă ascund că este posibil să spună, domnule, nu-ți mai dau suplimentare. Normal ar trebui 10% din valoarea proiectului să-mi aprobe necondiționat, că așa spune legea. Dacă nu aprobă, vă gândiți că va trebui din bani de la bugetul local, că nu este drept, jumătate din comună primește gratuit și ceilalți să plătească. Asta mă întreba. Părerea mea personală și cred că sunteți în asentimentul meu, că nu va plăti nimeni, vom ști să dăm dovadă de maturitate, să sprijinim toți cetățenii din Gura Voiei să-i racordăm gratuit. Doamna, și cu ajutorul dumneavoastră. Doamna Enache. Aveam două întrebări, una pentru domnul contabil, dacă banii pentru bursii sunt cei care îi pentru premii sau sunt alții? Că noi avem prin nu, deci și în buget inițial, bursile sunt bursii, bursile olimpice sunt bursi olimpice. Deci, și domnul primar, cum stăm cu WC-urile pentru proiect? Efectiv, am să vă dau un răspuns de al domnului contabil. Exact ca și la dumneavoastră, la școală, și școala, și primărie, avem un buget repartizat pe trimestre. Sigur, da. Primul trimestru, oameni buni, rețineți, datorită faptului că noi trebuie să dăm bani la oameni cu, de la ajutor social, că trebuie să dăm bani la persoane cu grad de handicap. Și nu vă faceți fond de mine. Oamenii aceia, practic, au pierdut o lună. Nu se pierde. O lună. O lună n-au luat suma totală, dar o vor primi diferența de 200 de lei, o primesc în luna lui mai, spre exemplu. Nu este o gaură în cer. Că și omul trebuie să rețină. Cu mențiunea. Aveți dreptate. Mă bucur că luptați pentru drepturile cetățenilor. Mențiunea este următoarea. Noi, legislația s-a schimbat în ianuarie. Noi bugetul l-am avut în ianuarie. Legislația cu mărirea sumei la persoane cu grad de handicap a apărut în urma ședinței noastre și planificării bugetului. Nicio problemă. Noi ne-am adaptat rapid. Am dat pe luna în curs. Aia, diferența pe luna lui ianuarie o dăm retroactiv. Nu vă spun că au fost perioade când persoanele cu grad de handicap au luat la 6 luni bani. Astăzi nu poate să se plângă nimeni că a întârziat o lună. Noi și la cei de la ajutor social le-am dat ajutorul de lemne înainte.
am fost poate una dintre singurele comune în tot județul la care cei de la ajutor social au luat ajutorul pe lemne înainte de anul nou. Ceilalți au luat acum. Helegiu făcea proiect de hotărâre acum ca să le dea bani la ajutor social. Da. De lemne la ajutor social, da? Domnul Ustea. Da. Domnul primar, să rezolvați odată pentru totdeauna lumina asta. Că merge ziua și nu merge noaptea. Dar nu merge deloc. Știți, haideți să vă întrebăm. Deci asta s-a rezolvat odată. Ce floresc? A câta oară mă spuneați? Știu. A câta oară dar trebuie rezolvat acolo cumva. Domnul Mustea, am aici un nod în gând. Și de multe ori îmi vine să spun, domnule, unde am avut noi cu gradul de civilizație și până la urmă de respect față de conținutul. Trebuie făcut o cutie, nu știu cum. Ieri a fost firma la dumneavoastră la capăta. S-a reparat. A venit la mine pe birou, i-am dat un cu el. S-a dus și a reparat. S-a dus cineva în urmă, bănuiesc, cei care fură lemne noaptea, nu vrea să-i vadă lumea cu căruța, au tras hebru jos, n-au făcut altceva. Am trimis firma astăzi iar. La fel s-a întâmplat, aseară mă sună Costel, domnul consilier, da? Vârlan. Domnule, nu merge lumina în domnul. Alaltă seară am mers, aseară nu mai merge. S-a îmbrăcat omul de acasă, s-a dus și a dat... Hebru, ce era domnul? Dar e curios, o bătut vântul duminică seara de ansc iar. Și o mea lunină. Nimic, nu mai se întâmplă. Ieri dimineață s-a dus becul când am trecut eu la 6:30, eram chiar în stație la... Aseară eu de-aia v-am sunat că ansc poate ați modificat programul de aprindere. Cum să nu? M-a sunat pe mine altcineva. Și căzută, căzut Hebru jos. Deci l-am luat ziua cu mâna, nu că a făcut o costă de ajută. Domnilor consilieri. Am încuiat și face la... Domnilor consilieri, va veni timpul ca noi să avem prins în bugetul local o sumă de bani. Nu o secundă. Vă dau răspunsul clar. Există o persoană care va fi prins odată și odată. Ca să facă rău. Face rău cu ei, cetățenilor, nu primarului. Cetățenilor le face, că ei săraci, bine clar. Acel ceasul. Ceasul, domnul meu, reține. S-a dus astăzi, l-am trimis cu aparat de sudură să sudeze, domnule. Să nu mai poate umbla acolo. Așa, domnule. Vedem acum ce se întâmplă. Azi am trimis să sudeze cuștile alea, toate, cofreturile. Dacă așa am ajuns, Nu putem, ce se întâmplă? Eu aseară am găsit crezutul dată siguranța jos de la VMP-ul de a eurului, din cutiile noastre. Dar am, am gândit, l-am sunat pe domnul Genesas la 10, el o scrie pe teren plecat. Da, pe l-am trimis pe teren. Facem deschidere din panou și ne ducem, tocmai l-am vorbit cu Vasilică, l-am sunat pe el după ce înainte a vorbit domnul Genesas și îl ducem în curte la Vasilică Pradaș. Așa de este în curtea omului și nu mai are cum umbla. Nu dă voie eu. Păi stâlp în fața ei la magazin, acolo, la tabloul lui. Și acolo nu o să mai umblea, să mai ducă fiecare. Chiar dacă ne dă voie omul, cu multă plăcere. Încă un lucru ce vă mai rog să credeți. La toate astea, de exemplu la motocești, n-am legat. Da? În gura voie, Pătrășcani. Nu se întâmplă. De ce numai zona aia? Puneți-vă dumneavoastră un semn de întrebare. Măi, ieri, da. Deci cât a fost furtună, că puteau firele astea atinge, să dea afară siguranța automată, nu s-a întâmplat. Acum, ați înțeles. Bun, cred în altă ordine de idei. Considerați că firma asta, îi dăm 15 milioane. Ieri am chemat-o, azi am chemat-o, alaltă am chemat-o, nu că aruncăm așa plesneală în campanie electorală. Atât ea și, dacă îi spun, domnule, îmi duci la mea ăla care se ducă 150 de metri, păi nu este normal să-i plătesc lampa? Nu este normal să-i plătesc cablu? Nu este normal dacă am pus în ultima perioadă peste 60 de lămpi să-i plătesc lampa? Nu aruncăm așa, că vrea cineva. Vine cu deviz, vine cu cont de proveniență. Dar sigur, da. Noi plătim pe lună 14 milioane și ceva serviciul. Puneți numai câte drumuri de unde este să vină să facă. Și acum vă mai întreb astăzi. S-a auzit o plezneală din partea mea cu firma, dar nu m-ați văzut, domnul viceprimar, 3 ani jumătate, cât am scărat scara în schinare, mă urcam pe stâlpul Niculai Mânieru. Nu v-a fost milă de mine, că și în ajunul Crăciunului și în ajunul Paștelui stăteam și făceam lumina. Nu v-a fost milă atunci să spuneți la oameni, bă, ce primar harnic am, dar acum mă plezniți. Înțelegeți greșit, înțelegeți ce vă convine și ce vreți dumneavoastră să arătați la populație. Arătați dreptatea, domnule, dacă nu puneți-vă ochelari. Nu vorbiți cu hârtia. Implicați-vă, numărați lămpile, măsurați cablu și faceți-vă. Dar nu te mai vă mai vă
doamna Luțica Mata, nu mai puteam să o iubor. Pe mine m-a acuzat, nu pe mine, pe mine m-a acuzat domnul Rău. Reprezmim asta. Mergeți dumneavoastră cu scara în spinare jumătate de ani de-a bucolo. Cine vă oprește? Eu am învățat să nu merg cu scara. Păi, dar eu n-am învățat, eu am fost prostul la mata, m-ai dus cu ochii ca mata. Las, mă, n-ai zis. Cine mai e casă? Da, eu am avut inginerul la mata. Eu am avut ochii. Hai, Viorel, îți spune ceva. Mai cu balastarea asta se termină. Da, domnul. Când capăta nu s-a terminat. Se termină. Așa. V-am spus și înainte de ședință, după ce terminăm motocerc, asta mai fiu două zile de muncă motocerc, vom face următoarele urite. Vom rogul an și pentru dumneata e valabil. Prima urită o facem de la rețineți și tot ce am făcut până acum m-am ținut de cuvânt când am promis. Facem urița de la cimitirul din Drăguș și cea de la Florea până la Ilie. În capul satului, alea două urițe, le facem și le facem cu sorți. Așa pe sorți este, de la văcărie de acolo. Este un sort bun și balans. Bun, nu-l plătim, îl facem. Numai că vor fi mai puține curse că distanța de la văcărie până acolo este mai mare. Am avantajul că firma de la Dic Oroc și este un patron foarte sociabil, mi-a spus așa, domnul Baru, patronul de la Dic mi-a spus așa, primare, 50 de basculante, și le încarc gratis. El mă încarcă de acolo, mă încarcă repede, are excavatorul de la cu cupă mare și buldescavatorul meu în prăștie. În felul ăsta vom face mult cu bani puțini. Vom continua. Capăta, dar la capăta nu pun decât sort 8-16, de-aia am și solicitat o sumă de bani. Cu ce mai avem noi? Vă pot spune, trimestrial avem 70 de milioane date de către Consiliul Județean. Pe primul trimestru 70, al doilea 70 și cu ce am alocat acum, consider că putem pune sort toate ulițele de la capăta, mai retușăm unde mai este nevoie în Păltinata și indiferent ce mai trebuie. În afară de drum de jos, domn primar, n-am văzut nimic. Este ulițele de la capăta. M-am exprimat. Drumurile care am aprobat cu banii cu islaturile astea, când se fac? Când s-a mântuit? Aveți dreptate și aici. Avem aprobare. De ce să circule și avem bănuții. Dar avem programat în trimestrul 3. Trecem în trimestrul 2. În trimestrul 2. Lăsăm în luna lui aprilie și vremea mai călduroasă. Astăzi, nu știu ce-i bănuiesc domnul Pașcu, am trimis autogrederul de a lua tot drumul care iese până la rotunda de a ieși din case. Avem la ora actuală solicitări. 3 persoane au venit să cumpere case la rotunda. Și au solicitat doar atât. Domnul primar, vă rog să le faceți drumul la rotunda. L-am de făcut. Nu vor decât atât, dar nu vor mult oameni. Ca să poată urca cu mașina de altă. Deja drumul la rotunda l-au făcut azi. Drumul la capăta, vă promit că pleacă săptămâna viitoare, dacă e vremea bună. Domnul Panțelu! Numai 56 de noi am plătit, că avem banii rămași în cont. Îl refacem și vă rog să fiți alături pe bucul scavator. Îi spuneți că la face de cu lama, face și șanțul, face cu dacă sunteți cu el și îl urmăriți, face treabă bună. La drumul de la capta, i-am fost și vedere la pescuna, să mai chemi pe mine. Așa e bine. Dar și normal. Asta este o propunere corectă. Deci cunosc exact traseul. Știu unde să duc. Îl facem, domnul. Și dacă este nevoie, dumneavoastră decideți, îl luăm din Zăvoi. Păi din Zăvoi trebuie luat acum. Luăm din Zăvoi și punem piatră. Păi de-aia e colțuroasă. Bun. Domnul Vârla, poftiți. Alte, spuneți, domnul. Chiar la Costel să-mi punem în poartă. Costel să întrebi la toată la, am văzut că pronunța domn Vici factura la Iluminat. Am fost și eu zic cu băieții ăștia la Iluminat. Nu spun câțodată ăla de la, nu știu, firma, cum îi spuneți, pronunț numele. Numai la Roman, îți 5 stârgi deschidere, ori două fire, Asta înseamnă să te implici, domnul Costel, și mă bucurați. Și de la consilier. Băi, trec undeva, văd un bec, nu merge. Dau telefon și spun să-i dau... Da, Bișan, m-a sunat. Ia, prietene, vezi că-i trimit firma de Iluminat. S-o dus, nu ne schimba becul. Dar mă sună bine, domnul primar, spune ce vreau să-i spui de la treabă, să mă duc eu cu ce. Domnul Pansuru, mă sună. Și care-i problema? Să mă duc eu la tabu. Suntem la Pesneala. Scrieți-a cu ca să aveți când ești acolo, ești acolo, comunitar, că ne scoate lumea cu noi, eu numai cu noi.
Toată lumea vrea sort, sort, sort. Da, sort le băgăm de acum. Toată lumea cere sort. Da, haideți să... ce se întâmplă? Da, domnul Pastor. Eu vin șef la rotunda. Ce mă doar? Cum cu șeau casa. Au dispărut câteva balustrade și sunt câteva jos. Neapărat trebuie sudate. Pentru că altfel dispar și alea. Asta e urgent. Deci neapărat cu balustradele acolo. Ar mai fi... care nu a descoperit apa, trebuie acoperit în spatele caselor la slobozia, pentru că s-ar putea să caldă cineva, sau eu știu, poate să nu se... Deci trebuie neapărat acoperit ăla. La locare la slobozia pe stânga, șanțul ăla să pată apa și a descoperit cablul. De forță și trebuie neapărat rezolvat. Nu știu că are, așa, acum, într-adevăr, o ferioadă de s-a rezolvat ceva cu drumul. Problema e că șanțurile sunt pline și când va veni apa, dacă dă Domnul, vine iar pe drum. Trebuie găsit o soluție tot cu buldo unde e mai mult pământ să-l dăm de acolo. Să vedem pompa. Da, acolo are dreptate în sensul că s-au umplut șanturile care colechează apa și o ia pe drum. De exemplu, da, acum ce se întâmplă? A fost discuția, am înțeles că e proiectul cu bazinul pentru apă. Scoatem la licitație acum. Da, și... vedem firma care va veni să facă. Sincer vă spun, au venit două firme. Cum luat documentația, o spun, domnule, prea puțin bani, eu ca să mă duc tocmai acolo cu bilet, ăsta nu-mi convine. Eu ăsta vrea fără bani. E drumul foarte bun. Da, dar ăsta vrea bani mai mult și eu vreau fără bani. E foarte bun și nu, eu știu atunci au venit băiatul, cine nu ușoare au văzut. Două firme au luat documentația, unul a spus, domnule, sunt prea puțin bani, nu mă prind. Aștept răspunsul ăsta. Când este, da, da, da. Pentru buretele. Domnul primar, pentru buretele, cu firma asta de electricitate. Eu am o experiență mai mare. Aveam o firmă de care făceam electricitate. Două luni mă răspund la telefon de Crăciun. Și până în februarie, mă răspund la telefon de loc. Și avea 30 de milioane pe lună, fără să spun nimic. Dacă mai intindeam, făcea și aia numai că era taxa de șmecher. Și când au venit la Motocești, din 17 becuri care erau puse, au venit cu un portbagaj și ne-a dat 21. Da, și aveai 17 becuri. Băi, omule, stai un pic, unii, la Motocești, dacă vorbim la acolo. Băi, dar vrei să faci la bani și turist. Nu. Băi, dar ascultăm becuri, zic, bă, într-adevăr, erau leoane, erau meleuri de alea. Dar zic, băi, hai să ne uităm, vezi că sunt 17 de toate, dar toate 17 s-au ars. Deci erau 77 și a schimbat 21. Avea 21 la lui portbagaj. Așa, acum, și că a spus treaba asta, o lampă la domnul Strungar, Savin, nu mai știu cum zic, Valeru, Valeru. Dumbrava. Pentru că, da, nu spun că și eu am lăsat mașina acolo de multe ori, dar într-adevăr e și curbă. Sunt foarte mulți care îți mai duceau... E pe lampă sau numai pe lampă? Lampă, lampă. E prea să răzi accidentul ăla ascultat. Și tu l-avea un spit de lege. Era, iau tați, era programat. Sincer, am pus peste locul și la Iliesus, am pus la Africa. Acolo a venit sora. La doamna acolo. Am pus la Babi, la Dănuț, tocmai ultima casă, la stâlpul 73. De aici, din birou, vă spun orice vreți dumneavoastră, stâlpul și casa. Păi, ăștia înseamnă bani, nu mi le pune la... fără să-mi ia manoperă, să-i plătesc cablul, să-i plătesc lampa. Nu-mi pune așa că... Dacă niciodată nu a fost la Babi Dănuț... S-a venit balăstrării, ok, era coordinată, cel puțin asta spunea nimic pe partea de jos, faptul că era o mormântare, se mântă de ziua și a contăneșt cu copa lui Mergechini. Și am luat o răbdă prin sat. Mai băgat ulițele alea, la Maria Albanțărul, Diniță, Dorea, Diniță. De la Toma, la Dea. Avem acolo programat. Palas, trebuie bărat, de la tine până la Cornier, una, a doua, de la Toma, Gheorghe Andreș, Dorsi, Orbuța, toate ulițele. Nu, aveți ceva?
Da, domnul Vasile. Da? Un grație acolo la costul CAP-ul pentru interiere. Da? Vă așteptăm cu drag. Cât mai rău zice pe ea? Răspunsul este domnul. Vin la primărie, zâmba. Nu e suma mare, publicăm și a fost publicat 3.000. Vă așteptăm cu drag. Drumul ăla la salul se continuă. Am făcut ordine acolo. Păi, cam cum crezi că lăsăm neterminat? Avem punctul escavatorul primăriei Sinda. E pompa hidraulică, duce la pompa. Când am primit piesa, pădăm. Aici nu trecem până nu terminăm ăsta, copoie, lucrăm la ambele lucrări. Haideți, domnul Adescu. N-am avut posibilitatea să iau cuvântul, vreau să fac doar două remarci. La problema cu domnul secretar, nu-i treaba mea, dar e și treaba mea. Blocarea secretarului comunii înseamnă munca la Comisia pentru legea fondului funciar, deci asta este blocată, unul. După aia, celelalte lucruri care derivă din atribuțiunile secretarului. Doamna Răileanu este funcționar public și dânsa are limitate aceste atribuții. Pentru că nu este secretarul Consiliului Local. Acum, vreau să vă spun următoarea treabă. Totul a plecat de la, să zic așa, o neînțelegere și nepercepție a legii și a aplicării legii. Raportul Curții de Conturi, la un moment dat, face referire că s-au folosit la rotunda 67% din material. Punct și de la capăt. N-a spus Curtea de Conturi cine este responsabil să recupereze restul materialelor care au fost date de Autoritatea Națională ANL și atunci au început jocurile de curse. Mai mult de atât, domnul primar Pașcu angajează pentru o perioadă de 2 ani, mi se pare, pe doamna Ochiu Roș, care avea atribuții vis-a-vis de tot ceea ce înseamnă. Asta ați uitat să o spuneți, domnul primar. Asta vă spun eu că aici chiar sunt în știință de cauză. Acum, faptul că secretarul era bun când se furniza informații cu caracter confidențial a domnului Pașcu, era extraordinar de bun. Iar acum, când nu mai furnizează anumite chestii, nu este bun. Nu facem aici o tragedie. Cert este că dumnealui trebuie să aibă curajul să vină aici în fața dumneavoastră și să-și pună punctul de vedere. Sunt de acord cu ceea ce spuneau și ceilalți. Dar, ca un sfat, deci aveați posibilitatea, domnul primar, să-l duceți de cel puțin 3-4 ori la Comisia de Disciplină. Scrie în 611 pe 2008 hotărâri din guvern, prin care spune că abaterile care cu caracter disciplinar pot fi soluționate prin Comisia de Disciplină, care o are la nivelul județului la prefectură. Știm cine sunt respectiv în zonă. Bun. Acum, doleanța mea este de a, chiar dacă nu reușiți să-l aduceți, măcar găsiți o soluție de compromis ca acest om să vină să-și iei treabă. Nu s-a mai făcut absolut nimic a ceea ce privește fondul funciar. Nimic. Deci, în continuare, dacă mă duc, de exemplu, în zona Fata Moartă și în zonele alea de acolo, mi s-au distrus pădurile. Sunt pădurile noastre, ale cetățenilor din partea de sus a comunii. Cine trebuie să le facă astea? Dacă nu se pun în ordine actele care trebuie să făcute. Că doamna Răileanu, nu știu dacă s-ar... Domnul secretar, o făcut vreodată... Deci doamna Răileanu, deci eu vă spun următoarea treabă. Vorbesc cu președintele Comisiei de Aplicare a Fondului Funciar. Problemele, deci nu ne interesează jocurile dumneavoastră din primărie. Ne interesează
Eu cred, doamnă, dar eu asta nu... Dar nu e de datoria dumneavoastră să acceptați că vă pun în brațe. Da? Nu mai o clipă dacă sunteți. Acum, lăsați joc, gata. Lăsați joc. Cineva trebuie să facă și treaba. Domnule, vorbește domnul Andrescu, vă rog. Acum, problema, sincer, deci trebuie găsit o formă de compromis. Nu știu, v-ați certat, nu v-ați certat, e treaba dumneavoastră. Cum rezolvăm problema retrocedărilor? Că și aici este o mare problemă. A rămas din vechile mandate nepunerea în posesie vreo 300 de hectare. Atât au mai rămas. Și tocmai asta ne dă peste cap și acum toate, dacă ne-ar cura ai noștri, deci ai noștri din comună, ar fi extraordinar. Băi, dar ne fură aia din comuna Răcăciun, din Isparge. Deci, pe lângă noi, deci tot ce duce drumul de la Ciunci, de la Saramură, din partea aia de jos, taie din numai. Și atunci întreb și eu, băi, cine e de vină? Noi, cetățenii? Bun. Acum, ca o rugăminte, că sunt și eu implicat în toată treaba asta cu gunoaiele, fac și o chestiune. Domnilor consilieri, dați hotărâre de consiliu ca la ieșirile din sate să puneți 3-4 containere vopsite pe culori și scrise pe ele acolo, pietruri, puse hârtii, puse cutare. Așa încercăm să-i ordonăm pe oameni. Și vă spun și de ce, la ieșirile din sate. Mă întâlnesc în fiecare seară, dar absolut în fiecare seară, nu-i treaba mea, dar vă spun dumneavoastră ca să știți, cu mașini din Gura Băiei la Podul Benii sau mai sus la postul Podul Strâmb, de la Temelia în zona Islazului la Dumbrava, nu-i treaba mea chestia asta, dar o putem face a preîntâmpina acești oameni. Probabil nu au... au rămas cu mentalitatea asta de a duce gunoaiele, dom'le, punem acolo la capătul drumului, spuneți și voi, mă duc și arunc acolo. Le găsesc și cu asta basta. Deci așa s-a făcut. Dau un exemplu. Dacă vă duceți în toate comunele. Și la Bogdănești, tot la fel, la ieșirii din Filipești, pe dreapta, vedeți acolo 3-4 containeri închis. La Cașin, la fel, la Mănăstirea Cașin. Bine, ăia au avut ocazia pentru că au avut mașina lor, zic cu noi. Dar să-ți poate face și mai. Atât am avut discurs. Cât privește celelalte lucruri, vă doresc succes. Domnul Andrescu, din altele spusuri, mă bucur că fii cu dumneavoastră, cetățenesc. Și chiar mă impresionează. Cu privire la secretar, lăsați să mă pronunț eu, să nu vă mai dau alte răspunsuri, da? Cu secretarul s-au dat șanse cât nu exista pe lumea asta. Nici tata din mormânt, dacă era, nu era mai bine protejat și apărat atâția. Nu, fă bău. Are următorul program. Vini și cum dracu să-mi bate, cine îmi bate, la ora 10 îl vezi țapă. Nu-i vina mea, că nu pot să stau numai cu fiul ăla. Păi, le-ai dispunat ceva? Nu se duce acolo, nu mă interesează cine-i aduce. Nu vreau să arunc cu săgeți. Dar dacă sunteți o mamă așa de bună cu secretarul, vă întreb astăzi. De ce n-ați rezolvat cu domnul secretar pe timpul dumneavoastră ca primar toate alea 300 de hectare? Dar nu era domnul secretar. Dar cum nu era pe timpul domnului? Adică 2007. Sau de ce n-ați rezolvat cu secretarul care l-avea, că era un secretar competent? Pe timpul dumneavoastră, ce n-ați rezolvat 300 de hectare? Vă întreb de ce nu ați rezolvat pe toate? Domnul primar, până în 2005. S-a dat kilometrajul fisticat la Ciuvare. Dacă nu vă opriți până la noi, bine. Hai să vă spun ceva, domnul. Până în 2005, orice bucățică de teren mergea să o dovedești cu martor. Din 2005 nu-ți trebuie decât... Sunt alte, trebuie cadastru, trebuie... Cine face cadastru astăzi? Am chemat permanent. Lăsați să vă dau răspunsul, dumneavoastră nu știți, eu știu. Permanent și săptămâna asta au venit domnul Albișteanu, că cea mai mare problemă este zona asta. Deci e la Căiuți,
n-a fost problemă, fiindcă acolo un ocol silvic condus de un foarte bun specialist a făcut la timpul respectiv, dar acolo nu se fură, deci eu oameni, dar nu mă contraziceți până nu știți. Acolo oamenii au dat-o în pază la ocolul silvic. Am chemat toți cetățenii din Dumbrava. Haideți, domnule, dați-mi pază. A făcut ședințe. Câți au venit? 3-4. Vine domnul Spătaru. Domnul primar. Nu mă contraziceți. Dacă mă secunde, dar nu, nu facem logo-ul ăsta. V-am întrerupt? Când se dădea pădurea, da. Deci eu vă spun următoarea dată. Când se dădea pădurea, eu eram în păduri. Și le dădeam oameni. Deci, în anul 1947, se vinde de la Boierul Bogdan, se vinde partea de pădure care o dețin oamenii din Curavăii, din Motocești, din Părtinata și din Dumbrava, o parte, din pădurea lor, au luat-o cu acte. Atunci a fost prima dată când s-a făcut acte. În partea cealaltă, la ocolul Silvic, sunt date pe zonă de răsășie, de... Pentru că într-o zonă de răsășie, pe acea, ca să vă zic, pe acel culoar de răsășie al familiei respective, găsim teren arabil, pădure, găsim pășune și iar pădure. Deci, din punctul ăsta de vedere, sunt două lucruri ne la locul lor. Prin legea 400/2003, care spunea că cei care au predat pădure, li se dă pădure, sau dacă au predat teren arabic și se găsește actualmente pădure, să li se dea ce este pe locul respectiv. Deci a fost o altă chestie, dar ca problemă de rezolvat, eu am spus-o și eu pentru asta, că nu m-a dat jos nici Pașcu, nici asta. Ocolul Silvic m-a dat jos. În momentul în care eu am introdus acțiune să-mi spună câte hectare a avut Ocolul Silvic, Valea Rea, pe teritoriul comunic Râpile și Gura Văii și Dumbrava, știți ce răspuns am primit? A spus că nu-i treaba ta. N-ai pus tu apă la copaci. Dar asta este cu totul altceva. Da, bine. Ca să vă mai dau un răspuns. Acolo se numește Stanciu Marian. Va veni în campanie și îl veți vota. Îi spune la oameni. Ați înțeles, da? Va veni și va spune așa. La toți aia cu cărături îi spune, băi, să mă votați, că eu, dacă nu, nu mai luat o treabă. Da? Asta e. Dacă mai aveți alte probleme... Domnul primar, fac schimb de experiență.